Procesul verbal de ședință a fost afișat pe site-ul primăriei. Așa că o să trecem la votarea procesului verbal de ședință, de la ședința anterioară. Cine este pentru? Vorbise un secretar dacă s-a făcut o modificare. S-a făcut o modificare, da. Era răsată în adevăr. Se votează în anumitate procesul verbal de la ședința anterioară. O să vă rog întâi să menționați că lipsesc o parte din consilier. Da, domnul vine, nu îi lipsește, este... Cine? Domnul Căliman? Da, nu simt. Nu, așteptăm, se poate să întârzie puțin, așteptăm și... Mai este un minut. Domnul Vrânceanu a sunat că nu poate ajunge la ședința de astăzi. Domnul Tufescu, este ar mai fi domnul Căliman Gheorghe din prezență. Așa că domnul Tufescu să sună așa cu prezența. Deci, domnul Vrânceanu a sunat că vine și domnul Căliman poate ajunge. Să dau citire ordinii de zi, cele trei proiecte de hotărâre și informare. Informarea Consiliului Local al Comunei Vocești de Țubacău cu privire la stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru anul școlar 2018-2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza DTAC și faza proiect tehnic, detalii de execuție aferente obiectivului extinderea rețelei electrice aeriană 0,4 kW. Da. Și iluminatul public, zona PTA 1, Răcătău de Jos, satul Basga, satul Răcătău Răzești, comuna Vogeș, județul Bacău, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru lucrarea extindere rețea electrică aeriană 0,4 kW și iluminat public, zona PTA 1, Răcătău de Jos, satul Basga, satul Răcătău Răzești, comuna Vogeș, județul Bacău, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobarea acordului de parteneria proiect construcții grădinițe Regiunea Nord-Est, cod NISMIS 125125, axa prioritară 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru dobândirea de competențe și învățarea pe tot parcursul vieții pentru prin dezvoltarea infrastructurilor și de educație și formare. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Da. Cu o rugăminte din partea celor din primărie, noi am pus informarea domnilor directori, considerând că o să prezinte și să nu participe dacă nu doreau la toată ședința, de aceea am pus prima ordinea de zi, primul punct. Dar informare, domnul director de la Lucaș de la Școala Borgești a spus că e plecat din localitate și o să dai o citire informării, iar am înțeles că la Școala Răcătău este domnul consilier Tufescu care o să dea citire informării. Și fiind o problemă, este și adresa de la Ministerul Afacerilor Interne, la Instituția Prefectului, care spune până pe 30 august 2018 trebuie să dăm aprobare hotărârea pentru proiectul de hotărâre la punctul 4 pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre aprobarea proiectului de cheltuieli și a cheltuielilor legate de proiect. Haideți să trecem direct dacă, cu acordul dumneavoastră, dar votăm ordinea de zi întâi. Și dacă sunteți de acord, să începem cu punctul 4 al ordinii de zi, având în vedere că colega noastră care se ocupă de achiziții, doamna Mădălina, așteaptă hotărârea să fie semnată și să fie trimisă la București, că deja suntem pe 30 și domnul Cărima, și trebuia în 31 și trebuia până pe 30. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, întâi cine este pentru? Acum, dacă sunteți de acord, să începem cu punctul 4 al ordinii de zi. Da. De acord. Din ceea ce știu, au fost discuții în fiecare ședință de comisie cu cei care au lucrat la acest proiect de hotărâre. Și de aceea o să trec direct la... Dacă se scrie cineva la cuvânt, dacă mai sunt neclarități, ca să putem să... Semnăm hârtie să le dăm drumul la București. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Dămoc. Mai este cineva? Nu. Păi, atunci domnul Dămoc, haideți.
M-am uitat puțin peste ghidul de finanțare, pentru că nedumerea noastră în comisie a fost faptul... Ce părere aveți? N-ar fi bine să chemăm, ați avut discuție pe doamna Mădălina, dacă e ceva, credeți că puneți o întrebare? Am rămâne în comisie. Păi nu, poate, a zis că mai rămâne. Dacă considerați că e necesar să vină altcineva care să ceva mai bine, poate să vină. Dar aici, eu nu văd o achiziție. Vorbim de proiectul cu grădinița de la Lecea, nu? Da. Aici nu e o achiziție publică. Aici vorbim de un proiect cu fonduri europene unde se vrea să deconteze cheltuieli. Nu văd ce treabă are achizițiile, ce treabă au achizițiile publice. Nu, dă-s ar vrea să aia, că am zis că e și responsabil cu achizițiile, okay. Nu am zis toate responsabilitățile. În primul rând, titlul proiectului, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate. Deci acest proiect a fost aprobat, cheltuielile au fost făcute și aprobate, acel proiect este și recepționat, corect? Da. Acolo se învață deja la acest moment. Da. S-a făcut așa în trecut. Eu m-am uitat pe ghidul de finanțare. Ghidul de finanțare finanțează doar proiecte care nu sunt finalizate. Deci, scrie foarte clar în ghidul de finanțare. Eu nu știu ce să încearcă să aprobe aici. Eu, unul, vă zic că nu știu care este temeiul legal ca să aprobăm noi așa ceva. Nu știu. Eu n-am mai auzit să finanțăm un proiect pe fonduri europene, un proiect care este deja finalizat, care este deja dat în funcționare, este recepționat. Este recepționat și acolo deja se învață. Dar nu e proiect european, nu sunt fonduri europene. Păi nu, a fost făcut de la început. Acum se încearcă să se dea, să zic. Asta este ideea. Acum să fie făcut pe fonduri europene. Dacă cineva își asumă legalitatea și așa, eu nu sunt sigur că această treabă este 100% ok din punct de vedere al legalității, din punct de vedere ce înghesuie că se pot finanța doar proiecte care nu sunt parțial, deci nu sunt care, aici vorbim de un proiect finalizat. Acestea sunt adresele, le-ați văzut și în comisie, doamna Cerut, sunt adresele de la... De asta vreau să atrag încă o dată atenția consilierilor. Deci, dumneavoastră, vi se cere acum să aprobați din nou proiectul. Deci, cum să aprobați un proiect care deja a fost terminat? Cum să aprobați niște cheltuieli care ele deja au fost aprobate și deja au fost efectuate? Deci, nu mi se pare normal. În cel mai bun caz, aprobăm doar acel acord cu ministerul, în care ministerul vede ce face. Din punctul meu de vedere. Dar nu e nevoie de doamna Mădălina. Uitați dacă spune așa, în vederea scrierii cererii de finanțare cu includerea sumelor cheltuite sau angajate a fi cheltuite. La noi sunt sume cheltuite. Este adresă. Știu că în comisie vi s-au dus toate adresele. Ne uităm și spune clar. Sumelor cheltuite. Deci exact în situația aceasta suntem noi cu sume cheltuite. Eu am spus, am citit ghidul de finanțare... Cheltuite sau angajate a fi cheltuite de la bugetul local. Vedeți? Deci cheltuite. Și la noi sunt cele cheltuite. Deci, și apoi că ne roagă, așteaptă sprijinul nostru pentru completarea formularelor și toate documentele. După aceea primim această adresă în care ne roagă să trimite până pe 30... Pe ghidul ăsta de finanțare se finanțează lucrări care pot fi terminate până în 2023, dacă am trecut bine. Nu, dar spune... Întreb și eu, dar oricum școala de la Sobodor prin PNT-le, nu știu când o să vedem bani. De ce nu se face școala de la Sobodor prin acest program? Dumneavoastră știți că la școala de la Sobodor a fost scoasă licitație, nu s-a prezentat, nu a fost nicio ofertă depusă, deci nu că nu sunt banii sau nu se dau banii. S-a început procedura de licitație, a mers... Puteți să vă uitați că nu s-a prezentat absolut nicio firmă și procedura se reia dacă firmă, adică e vinovat domnul primar, să e vinovat ceva din primărie că n-a venit niciun ofertant? Nu cred. Dacă dumneavoastră considerați că și aici ar fi vina noastră, mă abțin la a face alt comentariu. Deci, dacă atâta e de spus, haideți să trecem la votare. Deci noi în comisie am lămurit problema. Pentru că am avut nedumere și toți au avut nedumere când au citit proiectul de hotărâre. Finalul a fost următorul. Grădinița este construită cu bani guvernamentale, au contribuit și comuna cu 200 ceva, 300 de mii de lei. 300 de mii se zice și mă acolo de lei, la 290 ceva de mii de lei. Acum ministerul, prin adresă cu prefectura, au spus că banii ăstea se pot rambursa, ministerul să-și ia partea lui și comuna ca parte în viață să-și ia partea care a cheltuit-o, din fonduri europene. În momentul în care s-a încălcat legea, vom fi trași la răspunderea tuturor noi consilierii, ultima sau și cei mai puternici care au aprobat, dar inclusiv instituția prefectului, inclusiv ministerul, ori ia de sus în jos, ori ia de jos în sus, nu mai știm cum se întâmplă. Dar nu cred că Uniunea Europeană dau banii chiar așa de fraieri și ăștia, toți, nu știu cum.
Așa că eu nu văd de cine am... Într-adevăr, proiectul este o leacă cam încălcit, titlul este cam nu știu cum, dar noi nu aprobăm neapărat titlul, aprobăm conținutul și în ultimă instanță s-a aprobat acordul ăla de parteneriat care este. Din punctul meu de vedere, consider că nu este nimic ilegal. Acum fiecare și în comisie am discutat problema asta și am sperat ca să lămurim. Da. Cam asta. Mulțumim, domnule. Haideți să trecem la votarea punctului 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Domnul Dămoc. Domnul Dămoc, atât, da? La abțineri. Două secunde să semnez hotărârea ca să putem să-i dăm hotărâre. Haideți ca să trecem la... lăsăm informarea la sfârșit, că suntem noi în ședință, așa apoi trecem la diverse. Haideți să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Dămoc. Dacă nu se înscrie nimeni, puteți lua cuvântul domnul Dămoc. Altcineva? Domnul Dămoc. Problema care a fost discutată și în comisie aici e faptul că această investiție nu a fost trecută în planul de investiție anual pentru anul 2018. Și o altă problemă era faptul că suma de bani, la momentul de față, nu este în buget. Deci noi nu avem în buget această sumă de bani. Domnul primar, da, dacă aș fi vrut să ne lămurească doamna contabilă, cel mai bine. De ce? Vă chem pe doamna contabilă. Haideți să duc eu... Spune că n-am fost, mă încerc puțin. N-am fost atent. Să nu e proiect în plan de investiție. Referitor la extinderea de rețea, da? Ideea este în următor. Având în vedere, noi avem prins la în bugetul de anul acesta pentru extinderea de rețea suma de 100.000 de lei. Având în vedere că s-au terminat lucrările de execuție la, cele două rețele, cele două extinderi, de la Sovodor și, Galeri. Și în urma negocierilor avute cu, firma de execuție, s-au consumat numai 60.000 de lei. Am trecut, având în vedere și aprobarea dumneavoastră pentru cheltuielile pentru următoare, cele două extinderi de rețea răcătoră de Bașga și Sovodor. Am trecut la următorul pas și am făcut partea de proiectare, achiziția de proiectare a celui de la, Răgător Răzeș, iar celălalt de la, Sovodor, urmând, pentru că e un pic mai complicat, v-am explicat de, la început, e vorba de un, PT, un pod de transformare și un pic mai, complicat. Suntem în, obținerea avizelor de la, E.ON, dar încă de la Delgaz, mai nou, formularea mai nouă a societății respective. Și așteptăm, să dăm drumul la... Și am zis, dacă tot au rămas banii ăia, de la adevăr, cum ziceți dumneavoastră, n-au fost, mai pentru extindere cele două de rețea, am zis să facem anul ăsta, rămânând și având banii prinși la investiții pentru extindere de rețea la, eliminat, să facem partea de, proiectare a celor două, proiecte pentru, anul. Asta ar fi... Deci înțelegea asta că sunt toți banii la, buget. În bugetul local, încă o dată vă spun. Deci suma în care avem 100.000 de lei prinsă la începutul anului, s-au cheltuit pentru cele două extinderi suma de 60.000 de lei, rămânând 40.000 la bugetul nostru. Dumneavoastră ne cereți să aprobăm o cheltuială de 106.000 de lei. Asta este ideea. Cum să aprobăm o cheltuială de 106.000, când noi în buget mai avem 40.000? Bănuiesc că rectificarea o să ne adăugați. O să adăugăm, noi așteptăm de asta, adică cum vă spun eu, ideea... Întâi trebuie făcută rectificarea, să fie banii în buget și după aia aprobăm proiect? Ok, noi am vrea să facem, aici ai prins cu tot cu DTAC, cu, tot, cu tot, Noi încercăm în primă fază să facem partea de proiectare a lucrurilor și după aia... Noi aprobăm la total, nu aprobăm, pe bucățile, asta, asta vreau să înțeleg. Da, noi avem încă la buget la ora actuală 40.000 de lei. Se termină, lucrarea anul ăsta? Ca să fiu direct, mi-ar dori să termini, logic. Nu vorba de dorință, dar vorba de putință. Să și poate, dacă există bunăvoință, să și poate.
Ideea este următor. În principiu mi-aș dori să facem stadiul partea de proiectare la ambele extinderi de anul ăsta. Deci, ca în momentul când bugetul de anul următor, să prindem banii pentru, pur și simplu, pentru execuții. Da. Puteți să adresați întrebarea, doamnei? Ne dăm unde era. Înțeleg că noi la buget acum avem doar 40.000 rămași pentru extinderea de rețea de cum putem să aprobăm legal o cheltuială mai mare decât avem noi la buget? Astfel. Cât este cheltuială? 106.102. Noi acum avem un prins la Bazga, e vorba de Bazga? Da. Da, proiectul de astăzi, proiectul extinderea. La 15-6 am modificat lista de investiții. Am avut un 100.000 de lei pe extinderii rețea Sohodor Galeri. Am lăsat 72.000 de lei acolo și am pus 28.000 de lei pe Bazga Răcătău. Ca să putem să plătim avizile. Că mare lucru, nu cred că... Ultima întrebarea mea... Că nu s-a ajuns, cred, la execuție. Da, noi astăzi aprobăm toată suma. Toată cheltuiala. Poți să aprobi o sumă mai mare decât o ai în buget? Trebuie văzut că eu asta întreb. Deci zic că e întrebare logică. Dacă și contabil nu v-ați dat avizul pentru proiectul ăsta, nu v-a venit să vă întrebi, facem un proiect la unor contabil. Trebuia să vă dați un aviz, nu? Pentru proiectul ăsta. Dacă vrei să știi, nu. Nu trebuie. Nu. Anul v-ați dat avizii? Anul ăla, da. S-o apucat de avizii de aia și după care stai că eu nu aveam bani. Și hotărârea în Consiliul Local. Compartimentul contabilitate nu există. Și acum avem 28.000 de lei. Atât pentru Bazga Răcătău. Deci, de punctul meu de vedere, e ok să aprobăm astăzi o sumă, o cheltuială mai mare decât avem un buget? Da, aprob cheltuiala, înțelegi? Noi o trecem ca și valoare, avem doar 28.000 de lei, mai suplimentăm, dacă ne mai trebuie bani. Atât costă cheltuiala, dar nu neapărat că tu trebuie să ai toți banii odată. Dar nu de investiții nu trebuie modificat cu acordul Consiliului Local? Păi, nu a fost hotărâri de Consiliul Local și s-a pus pe hotărâri. Da, oricum. Putea cere și numai proiectarea, nu toată pur și după aia când putem să mergem mai departe, să vedem cu un amendament, doar 28 cât aveți. Da, atât. Băi, atunci veniți cu un amendament, domnul Turesca, să poți... Domnul, venim cu un amendament cu 28.000, atunci doar proiectare. Dacă doamna contabilă zice, putem să punem și 3 miliarde cheltuială... În momentul în care o să aibă loc o rectificare bugetară, să vină cu restul sumii. Nu aprobăm proiectarea, aprobăm toată suma, toată cheltuiala. Aprobăm doar proiectarea. De exemplu, în lista de investiții, noi am pus la începutul anului construire școală Sohodor, cu o valoare de 2.746.780. În momentul de față noi nu avem niciun ban pus ca să ne apucăm de o lucrare să plătim un avans, ceva. Sau o să regulăm. Înțelegeți? Așa și aici. Noi ne punem o valoare, avem 28.000 de lei, mai suplimentăm dacă o să mai avem nevoie până la sfârșitul anului. Pentru avizii și acorduri ce o să fie și proiectare, că eu nu cred că o dura foarte mult pentru Sohodor Galer și nu o să face execuția anul ăsta. Și o să punem bani la anul. Dacă toate doamna contabilă, aș vrea să vă întreb dacă mai sunt bani prevăzuți pentru puberea la începutul anului. Da. Deci ei sunt acolo. Stau, așteaptă. La dospir crește dobânda în timp. Noi depindem de la excedente. De la trezorerie, nu crește dobândele. Așa făcea cu 2 ani. Dacă problema asta era lămurită, dacă exista raportul compartimentului de contabilitate la proiectul de hotărâre. Și nu era nevoie, că noi am mai avut discuția și în comisie. Și în comisie a venit cineva din compartiment la dumneavoastră sau care, mă rog, a lucrat la proiectul, știu că sunt rapoartele, compartimentele de contabilitate. Am știut că nu sunt bani, avizul a fost favorabil, am știut că nu sunt bani. Și oricum, suntem în septembrie, debea caut cine îți faci și tu... Studiul debea caut. Deci, în bun caz, anul ăsta nu se finalizează lucrarea ca să dai bani. Și chiar dacă se finalizează, se poate plăti din contul anului următor și n-ar fi o problemă chiar atât de dificilă că am aprobat noi 100 și ceva de mii și avem numai 40 de mii, cum a spus, sau 28 de mii, iar este o necorelare de 60 de mii. Nu, pentru că când am mutat banii de la Sohodor Galeri,
nu, nu aveam factura și devizul ca să văd exact ce valoare are lucrarea semnală acolo. Și atunci am pus numai 28.000 de lei ca să avem noi de acorduri, că aveam de plătit un aviz. Da, pentru răcătău. Mai bună comunicare între personalul. Da, haideți să întreb dacă cineva aduce un amendament la acest proiect de hotărâre, domn consilier sau da? Nu. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, să trecem la votarea acestuia. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Dămoș, domnul Dantă, mai e cineva? Nu, atât. Atunci trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru care extindere rețea electrică aeriană 0,4 kW și iluminat public, zona PTA 1, Răcătău de Jos, Bazga, Răcătău Răzești, Comuna Orgeș, Județul Bacău. Ați primit documentația, s-au discutat și în comisii. Întreb cine se înscrie la acest proiect de hotărâre, cine se înscrie la cuvânt. Nu se înscrie nimeni? Trecem la votarea acestui proiect de hotărâre, punctul 3 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Domnul Dămoc. În cazul acesta o să trecem, și trecem la punctul 1 pe ordinea de zi, informarea Consiliului Local din astăzi. Pregătirilor unităților de învățământ. Domnul Tufescu, încep eu să dau citire pentru școala Horgești, da? Da. Informare privind stadiul de pregătire a școlii gimnaziale Horgești în vederea începerii anului școlar 2018-2019. Școala gimnazială Horgești funcționează în anul școlar 2018-2019 după următoarea structură. Școala gimnazială Horgești, 9 clase, din care 5 clase de învățământ primar și 4 clase de învățământ gimnazial. Școala gimnazială Sohodor, structură 15 grupe, clase, 5 grupe de preșcolar, 6 clase de învățământ primar și 4 clase de învățământ gimnazial. Grădinița cu program normal Horgești, de preșcolar. În cadrul ședinței Consiliului de Administrație, întrunit în data de 27.08.2018, s-a discutat actualizarea planului de școlarizare, ținându-se cont de migrația în străinătate a familiilor de la structura Sohodor și s-au făcut demersuri către Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru ocuparea cadrelor și orelor catedrelor și orelor vacante cu personal didactic calificat. În vederea începerii în bune condiții a noului an școlar, s-au desfășurat sunt în curs de desfășurare, ori urmează a se desfășura, mai multe operațiuni, cum ar fi procurarea documentelor școlare necesare, cataloage, registre, matricole, etc., achiziționarea materialelor pentru igienizare și curățenie, var, vopsea, ciment, glet, etc., pentru toate spațiile, atât la școala de centru, cât și la structura Sohodor și efectuarea unor lucrări de reparații consolidare a pereților interiori. Definitivarea lucrărilor de reabilitare a acoperiș și izolare termică a școlii, izolație termică a școlii, gimnaziale Horgești, cu sprijinul financiar al OAT Horgești. Repararea gardului de la grădinița program normal Horgești pe o lungime de 42 de metri, gard comun cu domnul Măcăială Basilică. Recondiționarea parchetului în toate sălile de clase de la școala de centru. Supraînălțarea balustradei scării la școală cu etaj în vederea sporirii gradului de siguranță a elevilor, amenajarea și igienizarea punctelor de alimentare cu apă, aprovizionarea cu 100 metri cub de lemn de fac pentru încălzit în sezonul rece, verificarea tehnică periodică a centralei termice de la grădinița program normal Horgești și verificarea coșurilor de fum de la ambele școli a fost solicitată înlocuirea centralei electrice de la structura Sohodor, deoarece prezenta numeroase defecțiuni tehnice. S-a solicitat OAT Horgești găsirea unui soluții pentru câinii comunitari care pun în pericol integritatea fizică a elevilor. Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea, precum și efectuarea analizelor medicale obligatorii de către cadre didactice, se vor efectua până la începerea cursului noului an școlar. Aceasta este informarea semnată de domnul director, profesor Luca Ciurian Marian.
Puteți să dați și noastră citire, domnul Cipescu. Da, domnul director, profesor Leon Piconta, cu bine promotă de informare privind stadiul de pregătire al școlii gimnaziale de Cătău, în vederea începerii anului școlar 2018-2019, astfel. Dumnealui susține, pentru buna organizare privind începerea anului școlar 2018-2019, la școala gimnazială Răcătău, pe timpul verii, au fost efectuate următoare lucrări. Lucrări de curățenie, bărâi și vopsit în toate costurile de pădiri, atât pe interior cât și pe exterior. Lucrări de deratizare, achiziții de masă lemnoasă pentru perioada rece a anului, lucrări de îngrijire a spațiilor verzi, posit iarba în interiorul perimetrului școlii, cât și în exteriorul acesteia. Lucrări de verificare și desfundare a sobilor și respectiva coșurilor. Lucrări de împrejmuire a terenului de sport. Iar pentru anul școlar 2018-2019, școala nu va putea primi autorizații de funcționare, deoarece nu au fost inspectate și realizate obiectivele din cadrul angajamentului încheiat între școală, primărie și DSP privind construirea și modernizarea grupurilor sanitare. Cam asta este prezentarea domnului. Este inexact pus sau spunem la acum să trecem la punctul 5 pe ordinea de zi, întrebări și interpelări. Nu discutăm și despre acest punct? Haideți. Am zis că discutăm la întrebări și interpelări pe baza acestor informări, nu? Pentru că oricum nu sunt directori să le punem întrebări. Discutăm la întrebări și interpelări, mergem și pe acest subiect, nu? Da, dar înainte, dacă ne-ar voi, doamna președinte, vreau să punem discuții câteva cereri pentru și la biserici. Da, dar tot aici. Tot la divers, logic. Da, sunt specific că cei doi domni directori au fost invitați în ședința de astăzi, ne-au trimis un Dacă n-au nevoie sau nu n-au nevoie. Și vreau să dau o citire, am omis luna trecută și le-am pus acum chiar, le-am pus ca să le începem la diverse și la interpelări, la interpelări și interpelări. Avem depuse 3 cereri pentru de la cultele, obiectivele de cult din comună. Biserica Creștină Baptistă Sohodor, Biserica Creștin Baptistă Răcătău, prin care solicită 8600 una, 8500 cealaltă, așa cum am făcut la celelalte culte, să punem în discuție și acestea două. Și mai avem o cerere a subsemnatului Călin Cristi, domiciliat în satul Bazga, în calitate de stare sau titlului stare. Citesc din cerere, domnul secretar. Așa. Subsemnatul preacuviosul părinte Calinic. Îmi dați voie să citim? De subsemnatul preacuviosul părinte Calinic Călin Cristi, domiciliat în satul Bazga, cum am vorbit de Bacău, în calitate de stare al titlului Sfânta Treime, de la nu știu, așa, așa, din sat Bazga, comuna Hodeș, județul Bacău, în baza legii 489/2006, articolul 10, vă rugăm să ne sprijiniți cu suma de bani de 15.000 de lei, aha, necesară la construirea lăcașului de cult. Și mai avem tot legat de chestia asta, noi am făcut o adresă, dacă îmi dați voi, noi am făcut o adresă și am răspuns la această solicitare a domnului, în care i-am făcut răspunsul, a domnului Călin Cristi, apoi, nu la domnul, nu avem noi până acolo, la care au revenit fundația Sfântul Ioan Botezătorul Brașov, starea principală, au revenit către noi cu adresă, referitor la solicitarea preotului stare Călin Cristi, înregistrată sub numărul respectiv, privind ajutor financiar pentru ridicarea unui schit creștin ortodox în sat Bagă, comuna Hurtești, județul Bacău, vă comunicăm că această solicitare se bazează pe prevederile articolului 6, legea 489/2006, legea cultelor. Precizând că în cadrul fundației Sfântul Ioan Botezătorul Brașov funcționează o grupare religioasă creștin-ortodoxă, Biserica Creștin-Ortodoxă Valahă, cu personalitate juridică. Prin urmare, solicitarea preotului stare
Călin Cristi, este legală primăria Comunei Buceni, putând aproba, atenție, conform prezidentului de mai sus. Astea sunt cele trei cereri. Eu vreau să vă aduc la cunoștință că în bugetul de anul acesta, urma apropiului dumneavoastră către celălalt bugete, mai sunt 17.000 de lei și pun, așa cum am făcut la celălalt, punem, vă cer o părere să stabilim exact modul de distribuire a acestor bani. Bine, dar suntem curioși ce îți dispuneți dumneavoastră în primul rând. Nu, să luăm legal. Domnul primar, ce răspunteați dacă să-i... Exact. Domnul Cristi, i-am zis că nu am putea să-i acordăm banii la care au revenit cu chestia respectivă, cu adresa de către fundația respectivă. Pe ce articole de legi i-ați spus că nu... Răspunsul e destul de stufos. I-am pus și partea de lege, am pus și cultele recunoscute în România, în care păi, acest domnul, cult... Dați-i domnul secretar că nu v-a spus răspunsul, ca să-l citească, nu? Da. Cel mai bine... Da, noi am făcut un răspuns destul de... Da. Un mare, domnul. Secretarul trebuie să... Deci, un mare citor. Vă spun în mare, s-a plecat de la legea cultelor. Corect. Da. Care prevede, în primul rând, legea cultelor, că autoritățile locale pot sprijini. Asta este o sintagmă foarte importantă, nu sunt obligate, pot sprijini. Noi am făcut această... Aceeași lege prevede faptul că pot sprijini cultele recunoscute. Noi am depus în spate, am scos inclusiv din lege anexa, prin care sunt trecute cele 18 culte recunoscute. După cum ați văzut, este vorba de o fundație religioasă și de, nu de un cult. Aici există anumite discuții. Din punctul meu de vedere personal, dacă o aplicare strictă a legii, nu știu dacă cererea se încadrează în cadrul legal. Dar acum, fiecare dintre noi să apreciați. Deci, respectiva fundație nu există, nu este cult, respectiva fundație nu există, nu este pe lista cultelor recunoscute din România și inclusiv a trebuit să apreciați dacă cererea a fost depusă într-un termen, până la urmă totuși trebuie să fie un termen în care să fie discutate cererile. Că ce ne făceam dacă la ora asta banii erau distribuiți către cei care au depus în termen cereri? Care era problema? Ne întoarcem. Domnul secret. Putem ajuta. Pot să vă înțeleg un pic. Deci, dumneavoastră, în calitate dumneavoastră secretar. Puteți să ne spuneți, nu știu. Așa a spus mai înainte, nu știu dacă se încadrează. Nu se încadrează și poate să ne-ați închis. Deci, haideți ca să citim exact. Eu vreau să citim legea cultelor, am citit. Legea 4.18.2006, nu toată. Cheltuielile pentru întreținerea cultelor și desfășurarea activităților se vor... Doamna, deci în momentul în care s-au atribuit banii ăștia pentru toate bisericii, vreau să studia legea în primul rând. Deci, dumnealui are un proiect prin care dorește să construiască fundația asta la dumneavoastră. Proiect de un... Nu a depus nicio documentație. Niciun fel de documentație. El cerește banii pe numele lui Sfântul. Trebuie locația să fie... Inclusiv lucrul ăsta pe viață. Câți enoriași de care are dumneavoastră? Nu precizează nicio. Am citit motamou cele două cereri. Domnul primar, nu ați primit nicio lucrare. Nu discutați o dărâdeu, așa, deci... Partea de pe amprezi, dar vă discutăm, fiind o cerere, deci vă discutăm împreună. Răspunsul nostru, ați văzut din punctul nostru, am răspuns, dumnealui, adică s-a adresat, bănuiesc, fundației respective, iar fundația au revenit cu o adresă către noi. Acum, fiind vorba despre o fundație, domn primar, nu trebuia să mai duceți în cadrul Consiliului. Dar eu am discutat, dar nu mi-a dat răspuns, dumnealui, și cu asta. Nu trebuia să aruncăm biserica cu consilierii locali, n-au nicio treabă. Deci problema este destul de clară. În momentul când se începe construcția, să nu știu cum se zic, a unei mănăstiri, a unui schip, sau cum vreți să zic, pleacă de la următoarele. Terenul, autorizație de construire, aprobare de la departamentul cultelor și câte și mai câte trebuie. Tot dosarul ăsta, că mi-amintesc că pentru biserica de la Hurgești, numai pentru refacerea ei ca urmare a incendiului care au avut loc, a trebuit atâtea și atâtea avize de la departament, autorizație și așa mai departe, și așa mai departe. Una. Al doilea întrebare, mi se pare foarte curios denumirea. Preacuviosul
părinții care da, vă citesc din ce? Prea curios. Bine, termenii ăștia nu-i prea, nu mă prea da, pricep așa, dar prea curios văd niște sfinți acolo pe pereți, mă duc la biserică, prea curiosul de la Calapodești, prea curiosul de nu știu unde. Deci pe asta nu. Haideți să mergem atunci... Ca o paranteză, statul meu este măsutaș la cuvioasa Paraschivea, că vine în momentul. L-ați văzut la București, știe el și-i face. Haideți să întrebăm cine se scrie acum pentru aceste subiecte cu cele trei banii solicitați pentru cele trei cauze. Haideți să vă luăm... Păi nu s-au înscris. Am înțeles că au rămas doi acum, tot trei. Ce? Nu, trei au fost, dar nu s-a scris, a spus că vorbit, domnul. Nu avea rost să mai vin aici. Domnul, mai e cineva pentru subiectul ăsta se scrie în afară de domn Dămoc? Atunci doar domn Dămoc, spuneți că dânsul. Eu mi-am mai expus părerea să fie în luna august, acum septembrie deja, și să cer bani pentru culte, când treaba asta trebuia făcută cu un an în urmă, în baza cererilor și a ceea ce vrei să faci. Asta, acum am cerut cele două biserici pe care le-ați menționat. Au menționat ce vor să facă cu banii, adică să vină în septembrie, să... chiar să ridicăm mâna frumos, să se cere nouă girul pentru... Da, au cerut cu banii, n-au fost împărțiți, la bine, da, asta e și pentru că n-au fost împărțiți deodată pe aici. Noi ar trebui n-am fost nicio justificare cu banii. Biserica, domnul Dămoc, Biserica Creștină Baptistă Răcător solicită pentru finanțare proiect aplicare Termasistem, citez de cerere, iar Biserica Creștină Baptistă Zăvodor, agiționare centrală termică pe lemne, pompe pentru... Domnul primar, la începutul anului, s-a aprobat, normal a fost în discuție o sumă de bani și pentru... Inițial, inițial da. Propunerea noastră inițială a fost da. Cât a fost? Păi nu, dar cât a fost propunerea? 7.000 de fiecare. 7.000, deci 7.000, 7.000 ar fi, nu? Din cei 17. Din cei 17, da. Deci, ca să știm, în bugetul inițial, la aprobarea bugetului inițial, s-a avut în vedere când s-a aprobat pentru biserica de la Recea, de la... Deci, propunerea noastră, când au venit cu propunerea exact, noastră din inițială. Exact, 2.100 a fost. Da. Și aici 7.000, 7.000. Deci, da. În bugetul, la bugetul inițial, vreau să spun că s-a avut în calcul și această sumă de către noi consilieri. 7.000, 7.000? Da. La amândouă? Nu, 7.000 și 7.000. Am greșit-o, înseamnă că n-am gândit bine. Pentru că e o singură parohie, practic, cu două, este exact cum este Răcătău, Părintele, cu două biserici. Sunt două biserici, cu deșinuri sănătoare aici, așa? Ar fi sănătoare, domnul Bunaru, da. Aici deșinuri sănătoare. De exemplu, cea de la Sobora, aceeași persoană care vine la Sobora. Domnul meu, nu contează cine e aceeași persoană. Ia uitați. Haideți să persoană care se ocupă. Domnul Bună, hai să lăsăm pe domnul Dămoc. Așa este. Haideți să lăsăm pe domnul Dămoc să-și termine. Da. Contul Ivan este diferit. Haideți să lăsăm. Părintele de la Răcătoi a dat 300 de milioane? Nu. Domnul, haideți să lăsăm. Ca să termin. Deci, e bine că mereu există controversele astea la bani pentru biserici, dar nimeni nu s-a gândit că în același capitol bugetar avem și partea de recreere și de alte lucruri pe care nimeni nu vrea să o ia în cal. E bine că totuși toată lumea se bate de banii ăștia. De asta probabil și îndrăznesc tot. Eu am spus de data trecută că nu pot fi folosiți în altă parte. Au văzut că în Consiliul Local Horgești lumea este foarte darnică și nu contează pentru ce cer bani, îi primești și după aia faci ce vrei cu ei. Cam acum nu justificări să aduc domnul Dămoc. Și conform legii spune așa. Chiar o să vă rog ca în ianuarie sau martie sau când să ne arătați documentele prin care s-au investit acei bani. Justificări se depun sigur și în lege spune până la sfârșitul anului, iar în cazul în care banii sunt cheltuiți în trimestrul 3 al anului, sau justificarea se aduce în primul trimestru al anului următor. Și pentru că toți suntem la subiect, a fost subiectul în care ne-a cerut girul cu votul pentru acel proiect cu parohia ortodoxă a copiii. Vreau să zic că mi s-a plâns o mamă de copil. Bine, intrăm în religii în chestii de astea, nu e ok. Fetița catolică, prietenă foarte bine cu o fetiță ortodoxă, au venit împreună la acel proiect. Fetiței catolice i s-a spus pentru tine, nu, acum, mai târziu, altă dată. Asta discutați cu părintele chiar, nu înțelegeam... E păcat că se ajunge la asta. Da, așa este. Chiar e păcat că se ajunge la asta. Păi asta vă spune, adică duceți cu Consiliul Local, dar trebuia să aveți discuția asta cu părintele. A fost vorba de bani publici, a cerut girul Consiliului Local, vreau să zic. Acum o să ajungă că din cauza Consiliului Local. Nu cred, domnul Dămoc, că s-ar ajunge asta, dar dacă considerați, se poate și așa. Clar că tu aveți înregistrată Biserica Baptistă sau o locuință particulară, cum e acolo? Biserica Baptistă. Dar nu cred că au dat legații pe...
Nu e autorizație pe cum are Cătău. Sigur, e persoană fizică. E persoană fizică. E persoană proprietate personală. E proprietate personală. Autorizația de construire. Aici e biserica baptistă. Domnule, că îi dăm bani și pe aia venim. Domnule, cereri, cereri așa. Cum avem noi? Haideți puțin să vedeți domnul Dudulică. Nu s-a spus nimeni la cuvânt decât domnul Dăm. Ne-am dus în grămadă. Hai măcar dacă tot nu ne-am seat, ne-am spus acum, dar să păstrăm o ordine, că nu se poate. Domnul, e domnul Crețu, un pic domnul secretar și după aceea domnul Cosăciu. Erau împărțiți... Îl întreb, domnul Zbutnaru, vă înscrieți la cuvânt ca să luăm o urmă. Puteați să-i folosiți în altă parte și nu să mai veniți cu mine. Dar nu trebuia să-i mai aduceți să ședim banii ăștia. A spus de ori de când ne-am împărțit. Ne-am mai împărțit. Haideți atunci dacă domnul crede. La Sport și Recreere, cum spunea domnul că făceau partii, se putea plăti gardul la Răcătău, care omul ăla mă sună de 3 ori pe zi. Îi dădeați suma asta și mai dădeați și de diferența și gata, nu mai erau atâtea discuții. Sună omul de 3 ori pe zi. Vorbim, haideți să găsiți spiritul cu mine și domnul Cătău. Da. Știu, mi-a spus, mergeți. Dar numai, că acum e la discuție. Haideți, domnul Crețu, ca să puteți. Deci, domnul Bunaru a atins exact punctul care vreau să spun în ședință. Acest constructor, să-i spunem, care lucrează pentru primăria Horgești, se aprovizionează cu materiale de la Vasior. Și la rugămințele domnului primar, am înțeles, dar după era cu domnul primar, domnul Bunar a insistat foarte mult, s-au făcut niște investiții acolo, deci s-a făcut treabă bună, că chiar am fost și m-am uitat, curiozitatea m-a făcut să mă duc până acolo. Deci omul ăla e, cum se spune, între Ciocan și Nicovală. Vasion deja m-a sunat să insistez materiale să nu-i mai dau nimic și nu pot să trec. Haideți, domnul, haideți să vorbim, dar nu mai sunt dar de consilie. Nu vorbiți ca, pentru că eu vreau să, nu să fiu și înțeles. Angajat al dar nu sunt haideți angajat, vă rog frumos. A spus că mi-a cerut să nu-i mai dau. Vasionul, eu sunt responsabil din magazin. Păi, haideți, păi nu discutăm, haideți, hai să discutăm exact păi, da, haideți, calitate de consilier local. Păi da, aici vreau să ajung. Deci lăsăm lucrarea, de ce ne împingem așa ca să nu ajungem la un rezultat? Deci lăsăm o lucrare care ați promis-o, sunt convins, domn primar a promis, domnul Bunaru, și el fiind în joc să-și facă și el treaba acolo, că, foarte frumos, chiar e de lăudat ce-a făcut, ce s-a făcut acolo. Și dacă tot s-a promis, de ce nu folosim banii ăștia acolo? Domnul primar, pentru asta erau, acum am venit, este întrebarea, de ce nu se plătește gardul de la școala, de la terenul de sport de la Răcătău, întreabă și domnul Butnaru și pentru domnul acum, ca să fiu ironic, ceea ce nu, domnul director se pare că nici n-are nevoie de bani. Da? În informarea dumnealui. Ați auzit ceva? Că e nevoie de ceva? Păi, bine, s-a nu v-aș plătit în zamb, dacă nu ești. Din BRL? Și atunci, dacă s-a plătit, de ce să mai discute despre treaba asta? Domnule, aș fi vrut să fii domnul director aici. Haideți, vă fost ideal. Întrebările astea să vină către dumnealor. În momentul când i-am contactat telefonic și am zis, domnule, noi avem ședință pe 31, vă invit să vă aduceți informarea cu pregătirea principală și să aduceți tot ce mai aveți nevoie, în ideea în care o să vină o rectificare bugetară, să ne punem și noi la, să vedem necesarul. Dumnealor ne-a spus cu totul frumos, ovăruit, le-a făcut, nu are nimeni nevoie de bani. Da, eu am o adresă venită mai înainte de la domnul director de la Răcătău, care au solicitat și am de ambii directori, aș fi vrut să fie și în informare, pentru că, dar se pare că n-au trecut niciunul, nici celălalt, chestia asta, care au solicitat primăriei Horgești să-i ajutăm pentru reparația la gard, la Răcătău, suma de 34.000 de lei, și la... cum vă spun eu... Manopera, pardon, acum. Manopera la acoperișul de la terasă și la centrala de la școala Horgești în sumă de 9.000 de lei. M-aș fi vrut să găsesc sumele astea reieșite și în raportul dumnealor. Acum, ei poate au luat în vedere că au făcut adresă dinaintare mai înainte și nu au prins în raportul respectiv. Discuția am avut-o cu dumnealor, ne-am explicat situația de fapt și de drept, așteptăm o rectificare bugetară. De asta am și lungit un pic ședința, crezând că se face la discuții neoficiale, s-a fi ținut să fie la sfârșitul lunii august. Se pare că nu, așteptăm
în luna septembrie o rectificare bugetară. Cât o să fie și cum o să fie, o să o discutăm împreună, cifrele o să le discutăm împreună în momentul respectiv. Deci asta ar fi solicitările dumnealor până aici. M-am spus, mi-ar fi dorit să fie și în informare. Domnul Crețu, dacă mai aveți. Nu, mulțumesc. Domnul secretar, domnul Costică. Domnule, banii pentru curte s-au repartizat la începutul anului, s-au fost discuții, au mai rămas astea 17.000 de lei. Dar, cum spunea și domnul Dămoc, curte, cultură, recreere, deci nu neapărat nevoie numai pentru susținerea curtelor religioase din comună. Asta ar fi una. Suntem în luna septembrie de acum, mâine întâi. Mai sunt 4 luni de zile. Cred că ar fi bine să redistribuim banii ăștia, adică nu neapărat la curte, putem, dar și în altă parte să acoperim acum niște găuri. Iar pentru anul următor să aibă în vedere și solicitările astea, și mai trebuie făcut o, din punctul meu de vedere, mai trebuie făcut o mică analiză. Să vedem și numărul de enoriași care sunt cuprins în fiecare cult. Pentru că eu mă știu că și vreo câțiva evangheliști, mai sunt și vreo câțiva martori al lui Jehova, care mâini și scut de autorizații prevăzute în cele 18, și mâini poi nu pot veni, cum au venit Valachia, nu știu cum mă mai cheamă, ceară pentru noștri, pentru că enoriași catolici sunt foarte mulți, enoriași ortodoxi sunt foarte mulți, pentru păstrați sunt foarte mulți, care se adună la biserică, trebuie văzut și lucrul ăsta, și dacă pot să fie bani și dacă este necesar, nu suntem împotriva altului. Fiecare are dreptul să creadă în ceea ce vrea, cu respectarea legilor, ale statutului, dar acum nu trebuie neapărat repede, că sunt 17.000 de lei, să-i dăm neapărat că la cur. Părerea mea. Domnul Dudulică și apoi domnul Dămoc, am văzut, dar domnul Dudulică. Cu privire la Biserica Baptistă, de când e depusă cererea pentru a doua șansă de bani? Nu, n-au primit deloc. N-au primit deloc. A fost discuție în ședința de buget și s-a avut în vedere, și, dar nu, n-au primit niciun bani. Dacă n-au fost început rugere, n-au fost depus. Dar biserica de la Soodor e cu autorizație. Aia e la aia de la Răcătău, nu știu, mie mi se pare că e proprietatea de persoană. Și pământul. Deci aș vrea să rectific o treabă. La toate cotile care s-a dat bani, să facă comisii și să arăte lucrarea și de fiind. Asta se face, s-a dus și vină de bani. Nu așa, că dăm banii și la ortodox, și preotul, trebuie controlat și el. Și documentul parochial, trebuie controlat ce a făcut cu banii. Domnul Tudoric, așa se aduce, justificare. Și până acum asta. Haideți domnul Dămoc și apoi domnul Dan. Suntem la punctul de vedere să facem discuții la punctele. Haideți să terminăm cu biserici și apoi trecem la... Atunci domnul Dan. Eu vreau doar să remarc ce a zis domnul Crețu, pentru că mi se pare foarte grav cum a fost problema, la modul cum că un alt coleg consilier care a putut el să-și rezolve treburile în zonă să fie bine, a făcut din propria inițiativă cu constructorul o înțelegere ca să facă acele... Poate nu s-a exprimat cel, în modul cel mai fericit, domnul Crețu. Nu s-a exprimat, e problema domnului Crețu și o asumă. Dar noi știm că lucrurile așa mai stau. Mai sunt și conflict de interese, cam așa ceva. Asta e, relația asta consilier e și asta firma pe care o reprezintă. Acolo, pe lângă Graz, s-a făcut o instalație de iluminat, de nocturnă. La fel, fără... Deci fără aprobarea conducerii, de câte înțeleg, da? Și acum se vrea să deconteze acea cheltuială, nu știu prin ce mod. Foarte suspect cum se lucrează în primăria asta. Dar dacă un consilier are putere să discutem cu un constructor și să asume anumite cheltuieli prin comună, de nou da. Dacă se poate, de ce sunt bani? Haideți, domnul, dacă tot sunt bani și vorba de culte și cultură, poate găsiți bani și timp să grădiți și biserica aia din fața de la Biserica Catolică. Fântâna acolo, fântâna aia. Să arăte civilizat. Hai să nu mai zic să-i punem pompă, cum s-au pus în comună atâtea pompe, că ar trebui pus o pompă. Măcar îngrădit. Vezi că intri la conflict de interes aici. Nu, nu sunt bani. Noi n-avem magazin. Și dacă se ajunge la stații, o să, cred că o să aibă domnul primar în vedere și în cerpia cerite, dar ar trebui văzut cu acei tineri, că nu mai sunt, sau copii, dar nu pot să le mai ieși copii chiar dacă au 12-13 ani și stau până noapte acolo. A fost și poliția, a fost și părintele, a zis că
acolo în zonă, în zonă. Deci, la magazinul. Și probabil că sunt părintele deja zici în biserică. Dar nu mai sunt la magazin. Acum se duc de la fântână în sus, acolo unde stă Iacob. Deci aseară am primit la 11 seara telefon. Da, nu, acum e mai grav situația. Avem poliție în comună? Da, au dat și amenzi din ce am discutat și cu dânsi. Bun, atunci, dacă mai merg, haideți să iau și eu cuvântul asupra acestui subiect de hotărâre, adică acestui propuneri. Dacă din ceea ce aud și ceea ce știu cât de cât, așa, este totuși la Sohodor, deci n-ar fi absolut nicio problemă asupra personalității a acestei biserici baptiste, deci nu e pe persoană fizică, cum am înțeles că e la Răcătău, și dacă tot s-a discutat în bugetul inițial despre această sumă, eu personal vin, adică sunt de acord cu alocarea acestei sume, dacă am zis la domnul Costică Mitică, dacă am zis la ce domnul Costică Mitică, a zis și dâns bine, a zis pe la anul, dar să avem în vedere cerere. Nu știu ce n-am avea anul ăsta, că la ce au cerut să facă, lucrările se pot efectua foarte ușor de suma asta până la sfârșitul anului, fără nicio problemă. Deci, ca atare, eu sunt de acord cu alocarea sumei pentru Biserica Baptistă de la Sohodor, unde am înțeles că e tot în regulă cu actele, cu ce este problema ar fi la Răcătău. Și ca atare nu discut despre situația de la Răcătău. Acum, având în vedere că Curtea de Conturi cere în mod expres ca să fie menționat în procesul verbal, adică solicită ca în mod expres să fie prevăzut în procesul verbal dacă se alocă banii sau nu la biserici, vă rog, nu este o aprobare. Dacă n-au votat pentru culti banii, să-ți mai votăm acum. Da, dar s-au trecut 7.000 de lei atunci. Adică cât a zis domnul primar? 7.000, da. S-au votat banii pentru culti banii. Păi dacă sunt trecut și acolo, ce Dar v-am zis, Curtea de Conturi cere copie la procesul verbal și în procesul verbal trebuie să apară clar. Pentru biserica. Păi și ce facem? Rămâne și cu Răcătău? Noi am votat o sumă de bani pentru culti. De care s-au atribuit, cum s-au atribuit. Nu s-au atribuit fără să fie discuție. Doamne, nu mai avem bani împărțuși acum. Banii sunt dumneavoastră hotărâți, dacă e da, să nu-i dați. Deci, Curtea de Conturi a cerut ca să fie menționat clar în procesul verbal de ședință dacă se alocă suma, ce sumă și pentru ce. De aceea am zis, am venit și la ședința când a fost vorba de banii pentru parohia ortodoxă Recea și pentru parohia ortodoxă Horgești, la fel am adus în discuție și acum trebuie să aducem în discuție ca să fie trecut în procesul verbal. De aceea spunem, cine ar fi de acord pentru banii alocați Bisericii Baptiste, întrebarea e și pe Horgești și pe Răcătău și pe Sohodor. Deci eu merg pentru Sohodor, eu sunt de acord. Haideți să o luăm pe Sohodor întâi și ca zona pe întreb și pe Răcătău. Cine ar mai fi de acord, cine este de acord pentru alocarea sumei de 7.000 de lei, cum s-a prevăzut în bugetul inițial, pentru Biserica Baptistă de la Sohodor? Baptistă de la Sohodor. Câte sunt? 1, 2, puteți să numărați? 4. Deci, domnule, să înțeleg un lucru. Chiar nu pricep. La cultură câți bani s-o cheltuie? Dar nu s-o dat odată, le mai dăm. Nu s-o dat așa. Nu un pic, nu mi mai amintesc exact. Pentru că s-au împărțit suma pe parochii, pe culturi, pe culturi. Cât s-a dat până acum în Horgești? Dacă mai sunt niște bani, mai găsim și la cultură, nu numai la culte. Baptistă Sohodor, pentru cu suma care a fost normal discutată în bugetul inițial. Hai să derogăm un pic votul ăsta. Domnul primar, când am venit cu suma de bani, v-am spus aminte, da? A spus așa, parohia cu tare atât, în funcție de cerele primite. Când ați primit în timp real cerele respective? Hai să o luăm încet. Hai să o luăm cu începutul, că se pare că nu mai știm ce am făcut. Da, hai să o luăm cu începutul. Propunerea noastră de
suma alocată în bugetul local către culte a fost de 102 lei. V-am explicat cum am ajuns la suma de 102 lei. Împărțirea noastră a fost cu 50% față mai mult decât ce s-a primit anul trecut. Deci, și tot am venit cu propunerile noastre. În momentul când am supus chestia asta, ați venit cu propunerea să nu mai revenim atunci. Deci propunerea noastră a căzut. Noi împărțim pe biserici, pe parohii și toate chestia asta. Și ați venit să discutăm numai cerere. Cererile la momentul respectiv erau a 5 cereri. Biserica Horgești, cu Ortodoxă Horgești, Biserica Catolică Horgești, Biserica Ortodoxă Recea, Galer, Cutetul la Recea, Biserica Ortodoxă Răcătău și cultul pe Biserica Pentecostală Sohodor. Astea erau cererile în momentul când le-am discutat. Am împărțit sumele respective, 20, 20, 15 și 8, care deja sunt în conturile parohiilor. Rămânând să discutăm rămânând 19.000 de lei, diferența. La care, tot dumneavoastră împreună, la un ședință care noi n-am participat, ați venit cu alocarea sumei de câte 1.000 de lei la fiecare biserică, Biserica Ortodoxă Horgești și Biserica Ortodoxă Galeri, pentru școala de vară. Bani pe care au fost virați, conform hotărârii dumneavoastră, în nu conturile parohiilor. N-a fost o hotărâre. O decizie a dumneavoastră, nu o hotărâre. O decizie a dumneavoastră. În procesul verbal, s-a consemnat în procesul verbal. Exact. Viteză sau nu, asta e, domnul Crețu. Problema este următor. Rămânând 17.000 de lei. Între timp au venit aceste cereri pe care eu vi le-am supus dumneavoastră în discuție și trebuie dat un răspuns cererilor respective. Așa cum am discutat toate cererile, dacă făceam și nici n-ajungeam, exact cum zice domnul consilier Costică Medică, că suntem în luna în septembrie, mâine este 1 septembrie, dacă noi stabileam și aveam hotărârea de decizie să stabilim în luna martie sau februarie, când a fost ședința de buget, sumele alocate la fiecare biserică, la ora asta nu exista discuțiile astea. Dar și vina este și a noastră, pentru că nu am... N-am fost hotărât. N-am cerut un termen. Exact, sau un termen. Bisericile să știu să cere. Dacă nu s-au încadrat în termenul cu tare, nu m-a fost căutat. Văd totuși că cererea e registrat la primărie pe luna mai. Da, nu. Deci încă o dată vă spun. Ideea este în felul următor. Deci, ideea. Asta este istoricul. Asta, de asta îți facem atâtea discuții. Eu, propunerea mea, care a fost anul trecut, domnul Bogdan, dacă n-ați voie, așa cum am făcut anul trecut și ceea ce n-am făcut anul ăsta, haideți să facem măcar pentru... Domnule, stabilim în ședința de buget câtă sumă alocăm fiecărei biserici, el se depună cereri până la ședința de buget, se depună cu... Și am terminat discuția, nu mai discutăm în septembrie, cui mai dăm bani. Domnul primar. Deci asta e părerea mea, dacă vreți o ascultați, dacă nu sunteți una altă. Vreau o paranteză, ce spunea domnul secretar, secretar, eu am spus-o, am insistat atunci, haideți odată să ținem cont de numărul de eroriaș. Nu vreți! Nu vreți! Dăm bani la 5 eroriași și cel care are 3 biserici ortodox odești, îi dăm la fel ca lor. Dacă n-ați voi, nu se poate așa ceva. Dacă n-ați voi, eu țin minte, eu țin minte chestia. Eu doar am spus cu o paranteză, ne-am cerut permisiunea. Ideea este, amendamentul care a fost, o zis, nu-l împărțim decât în funcție de cereri. Și după aceea am discutat cererile. Conform amendamentul respectiv, discutăm și cererile astea, mi se pare normal, zic eu. Dacă nu atât, nu? Banii aia trebuia dați atunci și nu mai erau alte discuții. Deci, haideți, discuția a fost. Pentru solicitarea domnului Călin Cristi, preasfințiu domnul, s-a stat în discuție că nu e clară situația. Da, deci nu discutăm. Haideți să trecem pentru școala, pentru Biserica Baptistă Sohodor, să votăm că e pentru, că e împotrivă, dar să votăm, să putem trece mai departe, să nu ne capătăm. Da, la... Ok, îi dăm suma. Haideți, cine este pentru? Ca să facem pentru, să trecem un proces verbal de ședință. Câte sunt? Sohodor, la Sohodor, da. Cine este împotrivă? Domnul Crețu. Cine se abține? Domnul Bogdan, domnul Dăboc. Domnul Dancă. Și domnul Dancă. Să spun de ce mă abțin. Când eu am zis, domnul Gigel, că se pleacă de la organizarea ședințelor. Când s-a discutat despre proiectul bugetului local, se cheamă preoța și se cheamă doctora și se cheamă poliție.
dacă erau aici prezenți, să știe atunci ce vor fiecare. Nu se vrea lucrul ăsta. De-aia se ajunge acum și o să vedeți că numai discuții o să fie. Iar mai urmăriți și dumneavoastră. În România sunt 18.000 de biserici și 4.000 de spitale. Ca să știi. Diferența. Bine, haideți să trecem acum pentru Biserica Baptistă Răcătău. Cine este pentru? Păi nu, dacă nu știți că biserica... Păi de asta... De ce să o punem la vot acum? Nu știți de asta. În momentul în care aveți informații clare, ești cine e. Dar ce punem la vot? 7.000 de lei pentru Biserica Baptistă să o dă. Bun, acum haideți să începem la întrebări și interpelări punctul 5. Începem exact înscrierea la cuvânt. Deci domnul... O luăm așa și Tufescu. Și eu, da. Domnul Costică, domnul Dudulică. Și eu. Păi am spus ce, dar ca să știe, ce domnul, să nu mai scriu la cuvânt, am spus de-a te ori multe și nu s-a făcut nimic. Dancă, domnul Crețu, doriți să vă scrie acum domnul Crețu. Păi începe domnul Tufescu. Domnul primar. Da. Nu mă un pic. Aș avea o rugăminte, ca să nu se plictisească domnului consilier, mai luați-o și pe partea asta. Nu, am cam început așa, următorul președinte de ședință... Nu mai luăm, pentru că ajunge la mine, nu mai plictisită. Nu, dar n-ați reușit să ne... Mă fură și ideea. Haideți, lăsăm să... Domnul Sipescu, haideți. Domnul primar, să ne precizați situația proiectului Apă Canal. Da. Și m-a interesat în mod special dacă în zona Mazil este prinsă zona aia la Bulgor Elvira. Să spuneți acum, pentru că am întrebat și nu se știe. Da. Când începe balastarea drumurilor comunale de la Recea, Cărtei Răfătău, că ați promis că se face lucrul ăsta, în ce stadiu se află proiectul de la grădinița Răfătău? Din ceea ce eu observ, copiii vor începe școala tot în condițiile în care au învățat și până acum. Și aș mai avea o problemă cu marcajul de pietonare, tot le-am văzut că ești pe hârtie și nu văd indicatoare, nu văd, nu trebuia un proiect adus cumva, dacă aveți idei. Cam atât. Da. Domnul Costin. Atâta discuții s-au purtat pe marginea împărțirii banilor la biserici să votăm pe bază de, ca să fie prins în procesul verbal. Nu mi se pare corect. Din câte știu, bine, am votat ca să trecem curtea de conturi, nu știu ce, dar curtea de conturi nu modifică legea. Legea administrației publice locale spune Consiliul Local adoptă hotărâri. Pentru viitor să aveți în vedere, vă rog, că așa este și normal și corect și atunci nu mai vine nimeni, nu mai... S-o abține, nu votează, dar nu spune că n-am ce vota, cum spune domnul consilier Dămoc și eu cred că într-un fel sau altul pe undeva are dreptate. Dom'le, suma de 102.000 se repartizează pe culturi religioase din comună Hoce și după comunează. Biserica ortodoxă, 10.000, biserica 7.000, după ce s-au prins în buget, suma respectivă. Bine. Buget să îmi face proiectul de hotărâre și dacă mai rămâne o sumă și să mai dă timpul anului și 7.000 de lei pentru biserica cu tare. Și a doua problemă, ca să nu mai fie rău, domnul secretar, vedeți copătulea cât de neînțelegere cu suma pentru rețeaua electrică, cu raportul compartimentului de contabilitate. Domnul întrebă dacă este vorba de aviz, lege prevede raportul, raportul am înțeles că există la proiect, să fie trimis și în documentație, că atunci noi nu mai punem problema dacă sunt banii sau nu, atâta timp compartimentul de specialitate dă raport, spune că este de acord cu proiectul de hotărâre, sau dacă e trimis cu 30 de zile înainte și nu s-a dat, nu a scris nimic, înseamnă că tacit s-a aprobat raportul ăsta și nu mai sunt probleme. Și ultima, eu am pus o întrebare cam de la începutul mandatului. Nu știu dacă vă mai amintiți de ea, am să mai revin. Poate până la sfârșit o să reușiți să dați răspunsul. S-a mai rezolvat ceva, s-a mai aflat ceva cu hotărârile, cu sentințele judecătorești definitive privind situația juridică a terenului și construcției, cămin cultural Răcătău, că e enclava și e acolo cu... De câțiva metri pătrați înconjurat, stă acolo în mijlocul terenului, căminului cultural Răcătău. Poate să modernizează și căminul ăsta.
centru cultural, nu știu cum, că este un proiect prevăzut, probabil și la noi o să fie, știu eu. Când o să aveți timp să vă mai interesați? Domnul Dudu. Da, oamenii din Soldor care locuiesc cu bateri la dealul de sport de acolo, ne-a adus la cunoștință ca să vă anunț că nu merge. Ok. Noi, cură. Cine merge? Nu merge bombele de apă pe deal. Dacă sunteți amabili și de mai corectați ca să aibă, de o săptămână nu merge. Domnul Prisecaru. O solicitare am avut din partea cetățenilor din satul Galeria. Am înțeles că nu merge iluminatul public acolo. Așa e? Exact, dar era la efectul zi și așa că două mai există. Altă problemă, am primit două dine, dar, da, din partea cetățenilor și din satul Galeș și din satul Recea, în legătură cu drumurile de exploatare agricolă. Sunt foarte dezastroase, nu poate. Deci începe campania de toamnă, deci lumea nu poate să mai ducă ca să își strângă recolta de pe câmp. În mod deosebit, nu merge la dacă alții le-au asfaltat, măcar noi să le dregem. Nu le-au pecărit. Sunt și asfaltate. Sunt și asfaltate. Atât am avut de spus. Domnul Dămo. Câteva subiecte de referitor la discuțiile de azi. Domnul primar, dacă tot s-a discutat despre situația școlilor de la început de an școlar, știm cu toții situația în care am fost, cred că în luna mai, când s-a venit cu acel proiect ultim, în care se dorea să desemnarea reprezentanților în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității. Nu ar fi fost ok ca astăzi să avem acel proiect ordine de zi, înainte de începerea lui. Păi dacă directorii n-au solicitat? N-au solicitat, domnul Dămă. Directorii nu și-au făcut treaba. Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean este solicitarea asta. Au venit directorii să solicite... Nu. Treaba e de acum două luni. Adică nici să aruncăm numai pe director. Nu, este datoria lor și va fi aceeași poveste, ca în fiecare an. Bun, deci nu avem nouă ceea ce vă răspund. Adică haideți să vă răspund, na, pentru, la sfârșit, pentru toate, să nu ne facem un dialog. S-a discutat de Curtea de Conturi, când ne cere Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a cerut multe lucruri. Exemplu, a cerut executarea silită a SC Cremalii pentru datorie. Ați executat silit SC Cremalii pentru a vă recupera datoria? Nu avem executor. Este un an de zile de atunci. Întreb, domnul Cima. Ai făcut documentația. Mai citești pe muchi pe calculatorul ăla. Haideți, domnul, dar respectați punctul de vedere. Haideți să vă discutăm. Face o afirmație de genul ăsta. Ce este la replică, lăsați-l să termine. Domnul Crețu, este public raportul. Lăsați-l să-și termine. Domnul Crețu, haideți să vedem. Când vine rândul, pentru asemenea exprimări, eu m-aș invita afară pe domnul Crețu. Așa ar fi, dar ați trebuit de multe. Mai multe persoane trebuiau de lucru. Da, nu folosim ședință. Gata, la ședință. Vă rog, domnul primar. Da, îi rugați la primul. Nici anul acesta premierea elevilor n-a trecut fără evenimente neplăcute. Și o să vreau să citesc mai ales pentru colegii care nu accesează rețeaua de socializare, un mesaj a unei eleve absolventă de bacalaureat. Rușine persoanelor din primăria Horgeș care s-au ocupat de organizarea și premierea elevilor cu note bune obținute la examenul de bacalaureat din anul 2018. Cum poți să realizezi o premiere dacă cei care au primit dreptul de a fi premiați nu au fost anunțați? După ce că nu am fost chemată, au mai și zis că e păcat să nu fiu prezentă cu o notă așa de bună. Aceste gesturi ne descurajează pe noi elevi. Dezamăgirea mea nu este motivată de banii care au fost înmânați, ci mai degrabă de acea diplomă pe care este scris numele meu, de care sunt mândră. Este vorba de eleva Pătrăușanu Ahnana Maria. M-am uitat pe filmare de la premiere și acum o să citesc din domnul primar. Și acum am lăsat la urmă o fetiță care, într-adevăr, ne-a făcut să fim mândri că face parte din comuna noastră. A obținut nota 901 la examenul de bacalaureat. Pătrăușanu Ahnana Maria. Pauză. Hai, Ahnana, unde ești? Domnul primar a așteptat. Nu-i Ahnana? Păcat, la nota care a obținut-o chiar merita să o cunoaștem cu toții. Deci, domnul primar, cine a avut sarcină să anunțe elevii? Deci dumneavoastră erați ferm convins că eleva e acolo prezent. Fără discuții. Deci cineva nu și-a făcut treaba și nu a anunțat eleva că ea trebuia să fie prezentă la premiere, corect? Da. Ne spuneți numele persoanei? Persoana desemnată care a primit cererile. Deci cererile le-a primit eu, n-a venit însă să depună cererea, a venit cu rudă,
doamna Vârgă Liliana, de fapt soțul. Mătușa. Mătușa, așa de e. A venit și a depus cererea și s-a spus clar, pentru că nu puteam, ați văzut, au venit, cei care n-au venit au spus că nu pot să vină. Cum e cazul Bordeianu, cum e cazul... Cum au știut toți, a știut și fata aceasta. Că nu i-a transmis cealaltă în rudă, că nu a venit ea să depună cererea, a venit mătușa ei. Vârgă Liliana a depus actele în spate și s-a deci va, ele va vin. Deci nu minte, nu i-a zis mătușa. Domnul Dămoc, nu mai dați interpretare după cum vă sună dumneavoastră bine. Luați realitatea ca atare. Deci dacă nu ea a venit să depună cererea și vreți să vă arăt că am avut discuție cu dânsa, nu mi-a răspuns pe Messenger și am vorbit și cu mătușa ei și a venit mătușa și a depus cererea. Mătușa nu a venit de capul ei să depună cererea. Exact, cu actele dovedite în spate. Haideți să faci. Iar toți ceilalți și cum vă imaginați că i-a anunțat pe toți. Exact. Și ar fi fost răutăcios să fi venit. Eu am discutat cu ea și senzația pe care ea a zis că a avut-o e că s-a făcut diferența. Acum, nu i-a fost toate micăruțile de știință, dacă ar fi fost anunțată numai dânsa și restul, nu ar fi spus, domnule, cu mătră cu domnul primar, de asta știu numai ea. Deci n-ar fi avut niciun interes. Nici n-avea interes, o vrea să nu facă gestul. N-am terminat subiectul. Finalul discursului domnului primar e și mai frumos. Din partea mea personal, cât și a doamnei viceprimar, din partea conducerii primăriei, vă dorim o sărbătoare frumoasă în continuare, distracție plăcută și la anul așteptăm mai mulți copii, suntem pregătiți pentru a ne lua banii. Deci, domnul primar, dumneavoastră, dați bani în personal propriu? Da, e bun că tu primea toate chestiile astea. Păi, așa se înțelege, dumneavoastră, doamna viceprimar, primeați elevii din buzunarul propriu. Eu așa înțeleg din fraza asta. Nu cred că oamenii înțeleg același lucru. Fiecare interpretează ce domnule, nu un pic. Primarul este instituție și când vorbești, vorbești în numele instituției primar. Eu nu pot să vorbesc în numele consiliului local. Eu vorbesc ca și consilier în numele meu. Atenție un lucru. Dar vorbești în numele primarul, nu dă banii buzunarului. Dar nu... Dar n-ați specificat asta, n-ați interpretat. Cred că din toți cei care suntem în sală, numai dumneavoastră ați interpretat așa. Dacă avea să spună... N-am din partea primarului. Domnul consilier, dacă avea să spună am luat banii, poate e da. Sau să mi dai banii când e vorba de impozit. Dacă îmi spune să ne dați datoriile, să ne luați banii. Hai, nu mai tot atât. Face din toate chestiile faci. Dacă scriam, atenție, cred că aceeași reacție, dați-mi voi să-mi poate să-ți o întrebare. Dacă scriam și din partea Consiliului Local, aveați aceeași reacție? Nu, dar era altceva. A, deci asta vă deranjează. Mulțumesc, scriam. Proiectul ăla este depus de mine. Știam, domnul meu. Proiectul este depus de mine, este aprobat de Consiliul Local. Deci asta vă deranjează. Și doresc ca acest proiect să fie dus la bună îndeplinire, normal. Nu, nu să vedem în fiecare an probleme. Ele prin cărțile chemați, ele primiați pe... Nu suntem toți cu... Chiar în momentul ăla, știți, haideți dacă când ați... Eu am zis că nu facem polemii, după am discutăm până la sfârșit. Haideți să vă spun și punctul meu de vedere. Poți să complement? După ședința de data trecută, am cerut un proces verbal de la recepția lucrărilor de balastare. Am primit acel proces verbal, l-am analizat și acum aș vrea să-l prezint și în fața Consiliului Local, pentru că nu e normal cum se întâmplă lucrurile la Forgești. Avem aici o situație cu măsurătorile din data de 25-6. Deci sunt toate drumurile sătești, cu câți metri cubi au fost balastați. Persoana din partea primăriei care semnează pentru aceste măsurători, domnul Temea Cristinel. Încă nu știm fișa postului. Deci nu știm fișa postului domnul Temea Cristinel. Nu știm cine a dat dispoziție ca să semneze. A doua zi, pe 26, este înregistrată la primărie o situație a lucrărilor venită din partea firmei. La domnul Temea Cristinel ies 614 metri cubi. Nu știu cum i-a măsurat. Eu nu știu că fac cum nu știu. Din partea firmei avem 617 metri cubi. Deci din start s-au încurcat în calcul. Mergem mai departe. Tot pe 26 se întrunește comisia de recepție. Președintele al comisiei de recepție, soția domnului Temea, doamna Temea Luminița. Avem din stat incompatibilitate și conflict de interese. Asta să fie foarte clar. Și domnul secretar, o să vă rog să faceți demersurile necesare, pentru că aceste lucruri sunt normale. Avem și membrii de comisie de recepție. Și avem, de exemplu, pe domnul Căliman Gheorghe. Domnul Călimar, vreau să-mi spuneți dacă ați participat. Domnul Călimar, e angajat. Este domnul angajat. Am înțeles. Chiar sunt, deci, domnul Călimar, domnul Pătrășcan, domnul Budău și mai participă din partea Consiliului Local, doamna Savin și domnul Păstică Mitică. Da, pe Hurgeți, pe Hurgeți. Ok.
Dar n-am chiar măsura metrică, că nu vreau să cum. Ai și invitat. Nu, n-a de parte cu tine. Nu ați semnat, să știți. Membru comisiei. Deci din start vă spun, eu am mai specificat lucrul ăsta. Domnul Tehar Chistiner, în organigrama primăriei, este exact sub alternul doamnei viceprimar. Deci așa a fost angajat. Deci aici din start este o incompatibilitate. Nu este, nu e funcționar public. Vă rog frumos să studiați legea. Bun. Este conflict de interese faptul că soțul, măsoară și dumneavoastră confirmați că așa nu, este? Nu, nu pe baza acelei situații de lucrări s-a făcut plata. Dar pe baza ce? Situația de lucrări când s-a făcut, este situația de lucrări, este confirmarea mașinilor care s-a duc și recepția s-a făcut în teren. Bun, cum spune dumneavoastră, spune că s-au primit mașinile astea și dumneavoastră a doua zi confirmați că da. Nu mai zic că avem aici o constatare, cum că din cele 12 mașini care se pusese până în data de 15, circa 6 mașini cu balast au fost luate de apă și înnămolite. Deci ce, cum se fac constatările astea în primăria Porgești, numai familia Temer să știe? Sigur, numai noi, dumneavoastră n-ați fost, dacă erați în localitate, ați văzut mașinile balast cum s-au luat și cum a venit apa. Ați văzut. Așa e. Înțelegeți? Cum dovediți lucrul ăsta? Câte mașini au fost? Câte mașini s-au pus? Domnul secretar, reînnoiesc rugămintea să faceți dumneavoastră sesizări ca să nu le fac eu personal către instituția abilitate, ca să vedem cât de legal este această situație. Chiar vă rog să faceți și să faceți dumneavoastră. Exact. Eu zic că dumneavoastră sunteți responsabil ca asupra respectării legii și instituției. Cu balastare și cu bani. Ne s-au promis o situație cu lucrări. Haideți să vă spun. Eu vă spun ce lucrări s-au spus, sau marea majoritate ați văzut. Situația lucrările cereți de la funcționar, le are în dosariate, cereți un exemplar. Deci, pentru luna asta v-ați pregătit. Da. Așa, și mai vreau să știu situația procesului pe care a intentat domnul Crețu cu primăria Porcești. Dacă puteți să mă spuneți. E în curs. În vacanță judecătorească, domnul consilier, situația oricărui proces în perioada vacanței judecătorești este că așteaptă să se termine vacanța ca să poată să dea termen. Nu, încă ceva, cu pubelele. Deci a specificat doamna contabilă cu... Că noi am, deci, de 8 luni de zile, noi am pus bani în buget pentru achiziție de pubele, da? Deci dumneavoastră, domnul primar, în condițiile astea, eu consider că dumneavoastră nu vreți să puneți în aplicare decizia, hotărârea Consiliului Local. Mai ales că dumneavoastră ați cerut acei bani în buget. Dumneavoastră ați cerut să cumpărați acele bubele. De ce, după 8 luni de zile, încă nu ați achiziționat acele bubele? Vreau să vă întreb, am văzut facturile care cresc de la lună la lună. Care e persoana responsabilă cu verificarea cantităților care se ridică de bune în primăria Porgești, vreau să spun. Deci, ca aici, vă spun, eu nu cred că mai există în altă parte. Bunoaiele sunt pe drum, pur și simplu pe drum, și pe drumul județean, și pe toate drumurile. Mirosul după sărbători era infernal. Sigur sunteți, domnul Dămă? Sigur sunteți răutăcioși. A fost și eu, exact la biserică acolo. Sărbătoarea comună. Lăsați răutățile deoparte, fiți corect. După, că a spus imediat după, haideți să fim corect, nu răutăcioși. Mi-asta ați văzut în ziua respectivă. Nu v-am mai făcut poze, Silvia, că am poze, nu le-am mai făcut publice. M-am săturat să pun poze cu gunoi din Porgești. Păi nu, că puteți pune din șerbănești. De ce nu luați pubelele? De ce nu luați pubelele? Sunt întrebare mai mult simplu. Deci aveți bani în buget, am înțeles pubelele care erau cu titlul gratuit. Mai sunt primite sau nu sunt primite? Bun, ce faceți cu ele? Unde le țineți? În magazin. Păi, ce convenat. Mai mult de atât ce poți să ceri. Ținem pubelele în magazie, ținem bani în bugetul local și nu-i cheltuim și oamenii stau cu gunoaiele pe străzi. Ce poți să cer mai mult de la această conducere? Atât. Mulțumesc. Pubelele, dacă sunt în număr de 500 și sunt necesarul este de... Era vorba de 1000 de cutii gratuite. Nu e adevărat. 500? Am zis că mai trebuie 1000. Domnul Dămă, vedeți, haideți să fim corecți. Și 500 sunt cu proces verbal. Cam câți ani? Cum le-ai dat 500? Prin 2020-2030, estimați că s-a nu, eu vă dau răspuns strict de ce sunt acolo, nu din răutate. Cum poți să dai 500? Putem să zicem, dăm la orice sau dăm la Recea sau dăm la Răcătău și nu dăm la celelalte localități? E corect? Mai simplu, nu dăm nicăieri și lăsăm unea asta. Atunci să ne răspundem cu proiectul, răspund la care localitate să dăm... De ce nu cumpărați pubele? Întrebare mai mult. Da, vă răspund eu, domnul. Păi nu, răspunsul ăsta
care dă, eu am zis de ce sunt cu bubelele. Atât domnul Căliman. Vreau să văd dacă mai funcționează camerele astea de la vedere. Am văzut la cimitir acolo un stâlp din ăsta, și fie loc la tot. Nu-i de la domnul. Nu vă mai ridicat de... Dar unde e de acolo? Dar ce pozitați, ridicat de acolo și ce pozitați? De ce vă spun neapărat, deci orice lucru care îți pare să fie furată în comuna asta? Așa se întâmplă de obicei. Păi dacă nu e acolo, ce trebuie să... Dacă nu e acolo, e furat. Deci asta e prima concluzie. Păi, aia. Așa e. Și acolo, la biserică, nu știu dacă copiii din comună sau vreau să-i pierd eu. Vin pe la bunici, vin în general, vin fetișoare din astea de 15-16 ani. Eu vin seara de pe la pândă, de pe la forum. Și stau acolo și fac tot dăzmăț. Într-o seară trecea o sticlă de asta, un bidon de asta de bere, 2 litri jumate prin mâna lor, cam cum ar învârti porcul bostan. Deci nu copii, eu am rămas surprins, că am întrebat la un moment dat, a doua zi, băi, dar cine era? Cine era? Ia lucutare de nu știu de unde, ia lucutare de nu știu. De așa acolo e dezmățul, nu e de la copiii din sat. V-ați ieșit de la copiii din sat. Ori fi mai bine să-i dau tonul. Că să-i dai noștri. E bine, dar oricum aia dau tonul. Tot copiii noștri, să ia. Veniți la bunici, fără stăpân, bunicii dorm, ei vin când vin acasă. Atât am. Dar vreau să știu și eu dacă sunt chiar lucrările la Orgești, eu n-am luat procesul verbal, vreau să văd ce drumuri s-au făcut. Pentru că nu știu dacă s-au folosit vreun greder sau nu. Cred că nu era un cap de țară să treacă, că și pe ulițele care nu s-au pus balast, s-au mai făcut gropi, s-au mai stricat, să le mai întreținem, nu s-așteptăm 3 ani să le facem. Aia unde stau eu nu s-au trecut greder. N-ați văzut grederul în localitate? Nu, n-am văzut în urma lui treaba, nu grederul. Te-am plătit, s-a plătit dolul tancă, deci 450 milioane. Eu n-am văzut să fi trecut pe ulițe pe la mine greder, nici anul trecut, nici anul ăsta, aia, nu stau să mori. După aia, când s-a discutat, acum 3 ședințe, că era acolo doamna tema de ce fac oamenii la ajutorul social, doamna a spus, cu cine să faci, că vai de mama lor. Și mă, cu greu am reușit să iau oamenii la ajutorul social, sunt vreo 300 ceva de dosare, și am constatat că dacă în satul Horgești ești meseriaș, lucrezi pe șantier, noi îți dăm ajutor social, domnule. Faci parte într-o echipă, lucrezi zi de zi, noi îți dăm ajutor social, așa ajutăm noi, așa dăm înainte noi. De exemplu, sunt aici, domnul. Dacă le vreți, ce chestii ăsta cunoașteți oamenii din sat? Nu știu cine lucrează pe șantier, domnule, îi cunoaște, dar nu știu, care știi? Eu uitați aici lista. Și știi că lucrează pe șantier? Dar cine nu știe? Cine nu știe? Nu știți ce fac oamenii din sat? Că lucrează pe șantier? Că lucrează pe cont propriu, nu pe șantier. Fac case, fac... Și noi le dăm ajutorul social. Domnul, să știți că nu avem de unde ceva clar. Aveți dumneavoastră, așa sunt și discuțiile. Ia să ziceți că sunt consilieri care nu stau în Orgești, totuși iau banii de consilier din Orgești. Așa spun noi. Haideți să nu fim. Deci mie mi-a zis lumea, mi-a zis cineva asta. Xulescu ia ajutor social, nu mi-a venit să cred că ia. Și când am luat lista, am mai găsit și alți meseriași care au ajutoare sociale. Spuneți-mi unde lucrează. Vizele de la forțe de muncă se pun și în plan de mă apară... Da, jumătate nu am văzut forțele de muncă, le duci tu la actele de 7 ani. Deci de pe timpul dumneavoastră, nu? Da, și pe timpul ce ai actele. Da, ei nu știu unde sunt forțele de muncă. Da, domnul? Da, le adunai și zice ai actele la are lista de cine va vota cu ei. Da, știu, asta e bun. Dar măcar să nu mintă cu tupeu, cu cine să faci treabă. Oameni meseriași, puteau să facă și școala meseriașă. Deci sunt meseriași aici, care făceau școala, erau meseriași. Domnul, dacă vorbiți, parcă nici n-ați trecut prin primărie, nu mai zic că ați avut șapte de vicepumași de primărie. Cred, cred. Lasă-mă de bun numai la gură, mai trebuie să și facem ceva. Chiar fac. Da, faci. Da. Iei votele cu ajutoare sociale. Domnul Crețu. Mi-a venit și mi-a rândul. Da, ar trebui să fie public. Da, nu, că e public, dar domnul președinte, nu-i bun. Ministre, ia afișată pe perete dacă sunteți curioși. Haideți! Nu pot vorbi peste, mă simt eu bine. Dacă nu, să vreau un pic de liniște. Deci, aș vrea să pun o întrebare. Să vede clar că vremea nu mai este ca vremuri dinainte. S-ar părea că iar mai vine o serie de ploi. Da, domnul, sunt fiecare care au fost. Aș întreba, s-a făcut ceva sus, deasupra satelor, unde s-a făcut ploile ravagii? Prima întrebare.
aici în zona principală. Am insistat și eu, au insistat și alții. La Romic, acolo la Munteanu, am văzut că s-a făcut un pic de șanț, nu s-a mai continuat. Și undeva pe aici, prin zonă, vine, să-i zic, pișat, de oaie, de capră, de ce naiba vine, eu miros aici în zona asta de nu se poate sta. Pe lângă vine din partea asta, toate că eu știu că... Domnul Dancă, hai că-ți lăsați-mi că omul chestiune, chiar nu v-am întrerupt. Eu știu că mediul nu permite celor din localitate să dețină animale mai mult de cât e, nu știu exact, în zona de 500 de metri perimetru. Dar aici, lângă noi, sunt stâni întregi care stau și zi și noapte. Vă spun, veniți, domnule primar, noaptea, seara, după ora 6:30. Sunt camere de luat vedere, ce trebuie să mai vină primarul? Și să nu simte camera miros, să știți, trebuie să vină să vadă ce miros, e insuportabil. M-am informat un pic și am înțeles că aceste blocuri care sunt în proprietatea primăriei, iar cineva o să dea la mine, am și pentru electrică, s-a demarat o acțiune de vânzare. O chestie bună, zic eu, pentru că, vă spun, coborâți un pic aici jos la, ce zic, stații, la canalele alea care sunt acolo, să vedeți ce miros e acolo, deci tot ce iese de acolo de sus, rahat, să spun pe românești, e acolo jos. Dacă tot nu vrem să vindem, haideți să facem acolo, să putem trăi și noi pe lângă acele. S-a făcut, s-a dus cu o din asta, s-a scos un pic de acolo, vitanșă, și cu asta s-a rezolvat problema. Gata, primăria și-a banii, dar eu care locuiesc în zona aia și am și magazin acolo și plătesc atâtea taxe impozite, sunt obligat să stau în mirosul ăla? Întrebarea numărul 1, vreau să mi se răspund clar. Suntem în măsură să mergem mai departe cu acele blocuri, să le vindem și după aia omul să-și facă fiecare ce trebuie să facă, canal. Trebuie făcută canalizare. Aia e distrusă complet, infundată de sus și până jos. Canalizarea comunii Horgești? Numai un pic. Mi-aș dori. Pentru viitor. Cine mai este președinte? Păi, nu mai vorbiți peste cel ce are cuvântul. N-ai fă primul așa și apoi fac primul. Eu așa am făcut când a fost președinte. Deci, lăsați, mi-a plăcut din domnul primar. Domnul primar e chiar frumos. Am zis, doamne, mă abțin, la urmă dau răspunsul. Dar doamna viceprimar, n-am nimic cu ea, e o femeie deșteaptă, bravo ei. Dar la fiecare răspuns pe loc. Fiecare răspuns pe loc. Și cade în picioare pe un pop amintit. Nu se poate așa ceva. Lăsați omul să-și spună părerea, chiar nu vă deranjează un pic. Erați convinsă de când ați candidat, că dacă sunteți viceprimarul cu mâna, chiar scrie acolo, sunteți obligați, să așteptați și să fiecare să-și spună cuvântul. Cum poate el? Poate unul mai pregătit, unul mai puțin pregătit. Și dacă îl tăiem, omul nici nu are curaj să mai spună trei cuvinte. Am spus eu rugăminte, nu? Pentru viitorii președinte. Nu, mie nu-mi place stilul ăsta de lucru, vă spun, e mult mai bine să ne ascultăm. Din două păreri proaste, ies în fază cea mai puțin proastă. E mult mai bun, dar acum dacă... Dar dacă dumneavoastră ne tachinați așa, ca și cum suntem niște copii la școală, nu-i corect. Dar dacă la persoană, la cine este domnul Crețu? Vreau să-i dau un răspuns domnul care îi dăm loc. Îl dați în privat. Nu, pentru că am dreptul la replică, domnule consilier, am dreptul la replică și sunt dispus să dau răspuns în ședință. Deci, Cremanii Impex SRL, dacă te interesează, nu are nicio datorie. Da? Dumneavoastră, sunteți consilier local, nu să reprezentați Cremanii, să reprezentați comunii Horgești. Problema lui Cremanii, o discutați. Domnul președinte, ce urmă aveți dumneavoastră? Ce urmă aveți dumneavoastră? Dacă omul ăsta nu avea față țâmpă. E tot atâta. Cine e? Ce crezi primarul? Să nu vă vorbiți, nu vă vorbiți. Doamna președinte, aici e problema, vedeți? Dați vânt la cei care vorbesc pe lângă.
Și nu se mai poate, nu se mai înțelege că ne-a ține de bună simță a fiecare. A fiecare, dar normal că așa. Haideți, deci, atât am să vă dau. Deci, citește, dacă este așa, dar... Dar după ce citești, tot în consiliu, te rog frumos. Curtea de conturi nu a dispus executarea silită? Domnul meu, deci după ce citești, nu, nu sunt obligat să dai răspuns, da? Nu sunt obligat. Vorbești cu un jurist, nu vorbești cu un tantaro care duce marca de furie. Deci, în momentul când ai să vezi că nu am datorii, te rog frumos, aici, în Consiliul Local, să-ți cer scuze. Nu cred, sunt întrebare de domnul Moc, a fost către domnul primar, nu către dumneavoastră. Nu, dar direct spre ministru. El drept la replică avea pentru cine l-a cuvânt? Păi da, nu, ce am luat eu cu primar? Haideți, doamna Sabin. La doamna le știe din toate și... Părinții care au copii la grădiniță, întrebați din partea lor, cei de la Bazga vor merge la rece la grădiniță? Spun că ei da, să vă răspund. Da. Dacă s-au reparat camerele și dacă se poate repara pompa de la Bazga. Dacă nu, pun eu așa. Domnul primar, așa de vedere că toți cei înscris și la da, spus, acum dumneavoastră un răspuns. Să avem un pic de rădare și vă pot răspunde, da. O să începem în ordinea întâi la cuvânt și am să vă răspund la cuvântul poate. Domnul Cufescu, situația de apă și canal. Da, m-am spus și în ședința trecută, exista o contestație la care s-a dat curs și s-a reglementat. Avem un câștigător pentru apă și canal, cu care urmează să s-a desemnat un câștigător, Comisia de Licitație a desemnat câștigătorul. Urmează ca în cursul săptămânii viitoare să semnăm contractul de execuție. La referitor la balastare... Nu, că n-am terminat aici. Am întrebat și zona de ozonă. Bun, mă iertați. Iar, într-adevăr, se urcă apa până... Deci, pe... Pe cuvântul meu. Nu, pe proiect. E proiect. Eu n-am văzut proiectul. Poți să vă arăt proiectul, da. Așa, deci balastarea de drum. Într-adevăr, avem o... S-au făcut balastarea undeva la 50%. Eu și cu doamna viceprimar, conducerea, avem o nemulțumire, dar păstrăm deocamdată așa, avem un contract în derulare cu firma respectivă. Ei au întâmpinat niște probleme care nu au continuat balastarea drumului. Deci suntem încă o dată balastarea este inundată. Nu, au venit, acum sunt alte probleme, am început să... Da, în fine, asta este... Să mergem până la capăt, ne-am uitat și am vrut să găsim o modalitate, să putem rezilia. Nu, ieșim de curs, deci nu expirat perioada respectivă, așa că... Acum, pentru cetățeni... Incidință, așa, nici nu bate mărunțări din gură pe românești, dar nu ne convine situația. Pentru cetățeni, aveți zi gând să balastați? Da, da. Dar fără discuție, nu se pune problema. Nu se pune problema. La proiectul de la grădiniță. Da, într-adevăr, domnul director, am avut o discuție personală cu dumnealui și mi-a întrebat stadiul că și dumnealui vrea să fie momentul și am luat hotărârea de un acord ca să se facă curățenie la imobilul respectiv pentru că a durat foarte mult expertiza cu studiul GEO și cu toate, să dăm la în curs de definitivare a proiectului tehnic. Asta înseamnă că o să mai dureze. Ana, peste alta, aveți în vedere să faceți ceva cu toaleta aici în spate? Ok. N-am ajuns la toalete, cu toaletele sunt o copă de mare, mare de tot. Bine, ar trebui să încercați să o scap și trebuie să alocați niște fonduri cât din cât acolo pentru reparații. Bine. Informările se par că nu sunt în nevoie. Vorbim numai. Noi am văzut că se plânge așa. Scos, da. Așa, la domnul Costi Gămintică, la Căminul Cultural Cătău, cred că o să știți, într-un alt de ședință, dacă vă aduceți aminte, am desemnat pe domnul secretar Radu Alupei să se prezinte la judecătorie pentru a vedea stadiul. Au fost scoase, sentințele, dacă într-o zi am abilitatea să veniți, să vă scoateți dintr-un hățiș, pentru că acolo au fost niște... și pe administrativ, și pe civil, și pe
Deci, cumva, situația de fapt mie mi este puțin confuză față de ce sentințe am reușit să obțin de la instanțele din Bacău. Dar, cu puțin ajutor, cred că reușim să le. Da, către domnul Dudulică, pompele de apă. Problema este pompelor de apă, noi am fost, am făcut câteva reparații. Nu necesitează nici pe noi ca și conducere, ar fi ideal să vină și se cunoaște telefoanele noastre, sunt publice, cel puțin și personale de servici, nu mai punem problema, să ne sune ori de câte ori și în limita fondurilor și posibilităților necesare, o să intervenim ori de câte ori, ori de câte ori este nevoie. La domnul Fisecară, iluminatul public, același lucru, preferăm să... E bine că vă spun și dumneavoastră, asta nu e un lucru rău, dar cred că calea cea mai directă ar fi să adreseze și către noi, adică să ne sesizeze mai... Mă suna cineva și că de două săptămâni, domn primar, m-am întâlnit cu instantaneu și de două săptămâni nu mai merge. Noi, cazul este de două zile. De două zile știm despre ce e vorba, e alt un comutator, noi știm trebuie să facem, să avem piesa. Cu cine intervenim? Mergem, constatăm, dar ne trebuie piesa respectivă, știm despre ce e vorba. De drumul de exploatare agricolă, într-adevăr, sau am mai discutat cu mulți cetățeni din comună, s-au adresat în mai multe zone, nu neapărat în zona respectivă, avem și de la Tohodor și de la Răcătău, în situația asta, de la Forgești. Problema este că îmi doresc să ne dorim să facem, în primul rând, balansarea asta, ceea ce am avut cu contractul respectiv și să tragem o linie, să vedem dacă avem posibilitatea să trecem să congregăm și să drumul de exploatare agricolă. Știți despre ce este vorba? Știu despre ce e vorba, mi s-a luat la cunoștință, dar v-am spus, în limita fondurilor, să ajungem, ne dorim, în primul rând, să ajungem în sat, să facem balansare și grejder. Dacă o să fie și o să rămână fonduri, o să mergem și spre să îndreptăm drumurile respective. Mi-aș dori, zic eu ca o dorință, asta o pui personală, o participare, și am mai spus chestia asta, și a celor care exploatează mai mult drumurile respective, să participe și dumneavoastră la problemele respective. Dar asta rămâne o dorință, mi-am spus gândul către, dar nu s-o găsim nicio... N-am găsit ecoul la chestia asta. La domnul Dămoc. Da, desemnare consilier, într-adevăr, aveți dreptate. Noi de obicei facem luna septembrie chestia asta. O să o facem și anul viitor, luna viitoare. Anul viitor. Anul viitor, luna viitoare. Eu am o adresă primită pe 29, deci a primit acum două zile de către domnul director de la școala Forgești pentru anul școlar 2009, vă rog să desemnați. Dumnealor spune până pe 7-a noua, nu știu dacă să reușim până pe 7-a noua. Da, dar noi așteptăm și o rectificare bugetară și cred că o să fie o extraordinară. Să decernați un reprezentant al primarului și doi, dar numai cei de la Forgești. O părere legal, domnul Dică la Forgești, s-ar da. Deci până am înțeles. Da, dar ar fi fost ideal să ne spună asta pe 20 sau pe 15 august. 29 august, deja, așa. În fine. Asta o luăm și sperăm ca săptămâna viitoare, dacă o să primim și rectificarea, să putem să o facem. La executarea silitelor, nu neapărat a domnului Cremali, eu mă refer la pentru noi, pentru toată lumea, că sunt contribuabili, nu neapărat cu o anumită țintă, s-a demarat într-adevăr, s-au făcut adrese către finanțe pentru a vedea situația financiară a societăților respective și a persoanelor fizice respective. La o parte au venit, la o parte n-au venit încă, au venit și care nu au venit, puteți să trecem la partea de a face o insolvabil. Deci, până la urmă, există o datorie. Putem? Există datoria. Era întrebarea mea. Da. Acum, imediat să dați răspunsul, dacă vreți. Da, pot, da. Este o datorie al Cremarei Impex SRL? Da. Stabilită de Curtea de Conturi. Deci am răspuns direct. Domnul meu, dacă te rog frumos să aduci hârtia, pentru că... Nu faci un dialog, dacă vreți, după ședință, discutăm. Domnul meu, să nu confunzi Vasionul cu Cremarei Impex SRL. Cred că aici e mare greșeală. Ok. Pare rău. Da. Bun, revenim la premierie. Haideți lăsat, ca să-i termină la răspunsul de domnului. Da, am citit și eu cu
au depus supoare mesajul respectiv. Eu cred că în momentul, și v-am răspuns și atunci, și revin cu aceeași idee, în momentul când s-au depus cererile cu documentele necesare prin care să dovedească nota obținută, cred că eu zic că li s-a spus toată chestia asta. Că există o primire și ar fi fost noi fiind organizatori. Da, poate am spus, cum zice dumneavoastră, eu nu am obiceiul să-mi retractez ceea ce spun. Dar în momentul respectiv mai intervin și emoții, deci să nu recunoaștem chestia asta. Nu-mi place să nu recunosc chestia asta. Și atunci cred că pot. Da, dureros este că dumneavoastră a subliniat chestia asta. Dacă aș fi spus și Consiliul Local, nu mai exista nimic. Deci nu mai contea că veniți să ne luați banii, na, în fine. Dar, na, fiecare vede lucrurile din punctul lui de vedere. Asta e partea secundară. Da, bun, partea principală, într-adevăr, eu cred că cum ne-au sunat alți copii și au știut și s-au interesat exact la ce oră este premierea, atât pe mine cât pe doamna viceprimar, sau ne-a spus că nu pot ajunge și cum este modalitatea de a intra în posesia premiului respectiv, eu cred că toată lumea, știind că ai depus o cerere pentru a-ți acorda un premiu, cred că ar fi fost bine și din ambele părți ar trebui. Noi, având în vedere, eu cred că am omis, deci partea organizatorică a lucrurilor, erau mult mai multe lucruri de pus la punct. Și eu eram ferm convins, ați văzut și dumneavoastră că am dat n-ai acolo, nici nu m-am gândit vreodată, dar nu mi-au dat pur și simplu. Că, având în vedere că este cu mătru meu, Pătrușanu, să spun, bă, nu-i luat, n-a spus, dar nu mi-a dat. Deci, luat de valul evenimentului, pur și simplu, nu am sunat. Am zis, bă, știi? Deci, nici nu m-am gândit vreodată, dar nici la unul dintre copii nu i-am spus, bă, nu vine, că nu... Deci, pur și simplu. Așa, da, mi-o asum, eu mi-o asum. M-am spus, asta e nu stăm la discuții de chestia asta. Lucrări de balastare. Să afle cine e responsabil. Lucrări de balastare. La lucrurile de balastare, da, într-adevăr, ziceți dumneavoastră, eu am desemnat pe domnul, dacă există un conflict de interese, verificăm și o să, da, trebuie să faceți o sesizare, nu neapărat verbală, și scrisă dacă există, pentru așa, eu am desemnat pe domnul Cristi Temea pentru a se ocupa de locul unde se duce și Gheorghe Căliman, ambii, deci, în fine. Este doar semnătul. Dar, în general, domnul Cristi Temea s-a ocupat de chestia asta. Pe mașinile primite e domnul Gheorghe Căliman. Am băi, deci nu îți pune problema. Deci, atenție și vă spun. Dacă există un contribuinte, o revenim, ne asumăm chestia asta, o să punem, desemnăm altă persoană să participe acolo și atât, dacă astea sunt problemele. Faptul că nu se leagă metri cubi de pe o foaie, de alta? Nu, care eu. Metri cubi, care e problema noastră? Da. Da. În diferență de o greșeală, domnule, și cum metri cubi sunt 4 roabe, cred că e un birou numitic, asta e un birou. Și ea spuneți, la situația aceea nu e mai puțin decât la cea dată de domnii de la firmă? Nu, firma dă mai mult. Păi eu ce spun? Păi eu ce vă spun? Deci, de aia s-a și dorit să se aibă în vedere, cei de la firmă au și ei interes, indiferent că acum atunci să... Da. Au pus mai mult și a zis nu. Nu s-a, vedeți? E, dacă stăm încă o dată, eu am avut și eu aceea de aia, ca și dumneavoastră. Domnul Sosu, dacă îmi dați voie, haideți să răspund până la cap. S-a recepționat. Vedeți mașinile ce mi le-a primit. Atât. E recepția, este comisie de recepții care își asumă acolo ce au recepționat. În fine, referitor la cantitate, grosimii și lungimii și toate chestiile astea, este un dirigent de șantier, specialist, un inginer constructor care are toate baremurile respective. Eu nu cred că, zic eu, indiferent cine ar fi membru de comisie, a ști exact cât și cum și cum se pune. S-a întrunit comisia aceea pentru constatarea daunelor de inundații. S-au specificat, s-au trecut acest balastru? Da, da. Bun, deci înseamnă că acești bani vor fi recuperați, să înțeleg. Domnul, și eu cred în Moș Crăciun. Credeam și eu în Moș Crăciun. Nu mai cred. A fost hotărât de guvern, dar cred că v-am spus și data trecută. Noi avem stabilite de comisie 18 miliarde. Cum la Hurgești nu au primit niciun leu. Și atunci, cu asta am încheiat subiectul. Deci, situația dosarelor. Dosarelor... Mă, pui, că am scris eu, n-am... Nu, cele dosarele care s-au dus tot cu...
Cu crema liberă. Ah, dotat, da. Deci corespunde la cererea donației, da? Încerc. Da, n-am scris eu până la capăt. Situația dosarelor, da, într-adevăr, sunt termene de având pe în vedere 26, că ești... Vreți, odată, pe 26, da. Nu are termen. Dar toate dosarele avem, în termene fiind o vacanță judecătorească. Deci nu nimeni să credeva data... Fișele posturilor. Le vedem și noi în curând? Da. Da, le vedeți. Poate nu te la de pupele. Aici e problema mare. Problema în felul următor. Da, într-adevăr, am susținut în bugetul local și am... Mi-asum toate lucrurile respective, de achiziționarea acestor pubele. Ne-am lovit și asta nu vreau să se înțeleagă că zătând banii respectiv sau domnul Dancă, dacă făcea acum 2 ani chestia asta să ia dobândă, nu știu eu, asta e problema dumnealui, eu nu fac așa ceva. Problema este în felul următor. Am vrut, am inițiat achiziția acestor pubele la care ne-am lovit de un singur lucru, pe care eu o să vi-l spun acum direct în față. Vom achiziționa aceste pubele. Dar, având în vedere că este bani bugetul local, ne vom îndrepta spre persoanele din Comuna Horgești contra cost. Gândiți-vă dumneavoastră, pe lângă 4 lei pe care îi luăm cetățeanul respectiv pentru gunoi, să te duci cu 70 sau 80 de lei să-i mai ieși pentru pubelă. Comunile alte cum au făcut, au cumpărat? Domnul Dancă, am revenit și v-am mai explicat situația. Deci contractul făcut de primarul respectiv, care este în continuare în derulare, este fără pubele. Nu discutăm, nu dăm nume. Primarul care l-a încheiat când s-a pornit... Nu primarul, ce nu mai are. Doar știm, domnul secretar, dar știm cine a pornit în drumul ăsta. Da, dar eu am văzut chiar hârtie. Dar eu am mers până acasă. Dumneavoastră aveți dreptate, când adevăr am luat decizia, deci și atunci ne-am oprit, nu pot să-i impun, deci să le dăm oamenilor care vor fi destul de îndatorați, și așa sunt îndatorați cu taxa asta de 4 lei, să te mai duci și mai spui, bă, mai trebuie să plătești 80 de lei pentru pubelă. Taxa asta de 4 lei, asta presupune, domnul primar, să ai pubelă? Nu, păi dar asta presupune, într-adevăr. Păi? Bun, revenim la chestia asta. Ai făcut demersuri. Da, în fine, n-are rost că nu avem și hârtii, dar nu asta e problema. Ne învârtim așa. Singurul lucru pe care și certitudinea pe care o avem noi acum este că și avem asigurări. Că undeva la sfârșitul anului se va ține licitația cu nouul câștigător. Până atunci, prin adis, logic. Până atunci problema este destul de spinoasă. Nou câștigător a ce? A firmei de colectare și transport. Că depozitarea au câștigat. O avem pe Ecosud. Nici nu discutăm chestia asta. Problema este felul următor. Da, într-adevăr, dumneavoastră ziceți, avem de un an de zile și recunoaștem chestia asta. Deci nu ascundem sub preș chestia asta. Da, am reușit să aducem cu titlul gratuit cele 500 de pubele. Necesarul este 2500. Dacă dumneavoastră îmi explicați cum împărțim 3 paie la 5 măgari, ne apucăm de lui, eu vă promit că de luni dăm cele 500 de pubele fără să existe nemulțumiri. Deci, atâta timp cât din momentul respectiv, atâta timp cât îi dau lui Tufescu și lui Costică Mitică nu i-am dat, discuțiile vor fi. Și nu vreau să-mi asum chestia asta decât în momentul când vom avea necesarul de pubele pentru toată lumea. Ați discutat cu cetățenii? Ei sunt bați. De ce nu faceți o discuție cu cetățenii? Discut cu cetățenii. Poate cetățenii sunt dispuși să plătească, să-și cumpere singur până și pubela. Deși în momentul ăsta... Păi înseamnă că n-ați discutat cu cetățenii. Chiar n-ați discutat cu cetățenii. Ei plătesc gunoi degeaba. Eu încă o dată vă spun. Deci, nu. Cum plătesc degeaba? Degeaba nu plătește nimeni. Ei, deci eu acum vă spun și... Dacă cetățenii s-ar uni și ar da în judecată o administrativă teritorială în Forgești pentru faptul cum plătesc ei gunoiul acum și cum se ridică gunoiul, ei ar câștiga procesul fără îndoială. Foarte bine, învățați-i, fiți lider de opinii și dar drumul la bătaie, cine nu vă lasă? Deci îmi dați dreptate. Doamna președinte, dar eu ce pot să zic? Dumneavoastră vă faceți rolul de președinte? Ori merge mai departe. Primar, ori discută domnul. Merge mai departe. Nu, am răspuns la chestia. El e obligat acum să asculte răspunsul. Vom veni. Eu lămurie pentru cetățeni, că dânsul oricum nu e trecut la salutare. Vom veni. Vă rog frumos, doamna. Nu mințiți. Haideți să continuăm până la capăt. Nu sunteți trecut la salubritate, domnule. Nu sunteți trecut la orice. E declarația. Vreți să facem declarația de salubritate? Haideți să fim serioși. Domnul Căliman, pentru copiii care sunt. Domnul Căliman, nu mi-ați dat răspunsul.
răspuns. Da? Cine e persoana responsabilă să semneze cantitatea care se ridică de cantitatea de gunoi care se ridică la Horgești? Ok. Asta o să desemnăm, desemnăm până acum, trebuie să meargă la Bacău. Bun. Deci nu să spuneți că nimeni din primăria Horgești nu... Nu, eu am discutat cu cei modalitatea de cântărire la groapa de gunoi, am fost personal. Dacă vreți să desemnăm, noi am avut și intenția asta. Deci am văzut o factură, da? Acum deja a ajuns pe la 8.000 de lei o factură. Da, domnul meu. Deci asta înseamnă pe an peste 1 miliard. Ați văzut dumneavoastră. Câți bani s-au încasat până acum? Da, dumneavoastră, da, vă spun și deocamdată nu suntem datori nimănui. Dar dumneavoastră, ca și consilier local, ați avut o discuție, dacă ziceți dumneavoastră, eu am avut-o cu cetățenii, să nu mai pună în pubele respective crengi, bălegari, mortăciuni sau toate prostii. Ați avut o discuție? Sau este treaba sau... dumneavoastră. A, dar dumneavoastră nu aveți nicio treabă, decât să dați cu biciu. Vedeți cum dezinformați ceea ce a spus domnul Mică? Dar n-am nici de-a dezinformat. Când a făcut afirmațiile alea, că noi aici suntem implicați consilierii locali, dar noi aici deliberăm și aprobăm, dumneavoastră trebuie să puneți în aplicare. Bun, domnul meu. Să faceți treaba. Dar nu ați aprobat nimic. N-ați aprobat nimic chestia asta. Dați-mi voie și mie să intervin un pic. Domnul consilier, eu știu ce am zis atunci. Destul de clar care este atribuția unui consilier și care este puterea lui. Deci în consiliu. Dar în momentul când discut cu cetățeanul și mi se plânge, și eu pot să-i spun, nu să-i impun, să-i spun, băi, dar totuși voi ar trebui să fiți o leacă mai calculați. Nu se duci crengile acolo, n-ai unde să le pui acasă. Dacă nu avea pubelul, domnul, vă rog frumos. Și ar pune crengile lângă pubelul. Vă rog frumos să-mi dați voie. Și greutatea n-ar fi. În momentul în care tu ne sal cu unii cu trezesturi, acolo tu numai gunoaiele care... Ducând la comun, nimeni nu știe a cui și ce sunt. Asta e problema. Dacă fiecare ar avea pubelă și noi și alea ar dispărea, vă spun eu că n-ar mai pune toată lumea toate gunoaiele. Ok, mergem mai departe. Deci, mă dați dreptate. Considerați dumneavoastră, eu n-am nicio treabă. Eu zic, considerați dumneavoastră că rolul dumneavoastră ca și consilier local vi se încheie din momentul când ați ieșit pe această ușă? Acum aduceți discuția. Nu. Păi dacă tot n-ați zis chestia asta. Păi din potrivă. Deci sunt ei? Deci totul din ei ieșit pe această ușă? Așa vi se pare că tot ce discutăm... Păi dacă ziceți dumneavoastră, nu, dar eu nu v-am spus nimic, domnul meu. Ați zis dumneavoastră cum să-i spuneți, numai eu să-i spun. Eu cred că aveți și dumneavoastră datoria morală, dacă nu legală. Asta e marea problemă a actualei conduceri. Da. Adică când e vorba de reclama cetățenilor, da, spuneți voi consilierii. Nu, domnule, eu am... Să urce lumea în capul vostru. Eu discut cu toată lumea. Social, la fel și cu șanțuri, la fel și cu gunoi. Eu discut cu toată lumea. Noi suntem doar ăia buni care facem lucrurile bune pentru comună. Câți oameni au venit trimis la dumneavoastră de noi? Atât. Să vă judec. Domnul Călimani. Copiii care fac mizerii la biserică, v-am început să spun că bine mi-ar fi și mie mi-ar plăcea să zic că puișorii noștri sunt cei mai cuminți din toată lumea și cei mai frumoși, dar se pare, numai sesizărilor făcute și pe lista de amenzi pe care au dat cei de la poliție, există și de-ai noștri. Eu n-am spus că nu. N-am spus că nu. Cel mai ușor să dăm vina pe celălalt. N-am spus că nu. Hai să ne asumăm și ai noștri. Dureros este, noi am făcut câteva modificări acolo la programului, la magazinul respectiv, cu condiții, am pus câteva condiții, care dacă nu vor fi respectate, vom merge până la închiderea magazinului respectiv și asta e situația. Domnul Dan, că la ajutor social, zice dumneavoastră, că ar fi, toată lumea, am o chestie pe care, de 2 ani de zile, 2 ani și ceva, toată lumea vede, toată lumea aude, dar nimeni nu ar spune un nume. Domnule, aveți tot dreptul, știți, noi poate nu știm, domnul meu, atâta timp cât este pe lista respectivă. Domnul meu, atenție, răspunde. Vă dau lista, domnule. Dar nu lista, domnule, lista o am și eu. Ați sesizat dumneavoastră Popescu, Ionescu, Georgescu, Vasilescu, ia verificați, domnule primar, dacă lucrează. Ați făcut este asta? N-ați făcut. N-ați făcut. Păi da, domnule, în urma veniturilor. Care venit? Declarate de persoana respectivă. A fost primar, domnul meu, domnul Dancă. A ce vorbim acum? Nu au fost dosare de astea când eu n-am acordat. Nu am acordat. Erau altfel dosare, poate din plastic. Astea sunt dosare noi, n-au avut gândirea mea. Asumați-vă ceea ce spuneți. Când dați... Da, domnule, spune. Ionescu, Georgescu, Vasilescu. Plec, mă, verificat. Asta se numește Dămoc și Dancă să fie care vor să fie ajutoare. Dar vreau să vă spun. Nu asta vreau. Să spui, da, domnule, spune-mi în față. Direct. Sabin are cutare. Și o verificăm de Sabin.
Dar așa nu, hai să o lăsăm undeva în coadă de pește, să o lăsăm, lasă-vă, poate o vătii, nu o vătii, nu o vedem nici noi, nici nu se pun rău, nici noi nu ne pun toată lumea frumos. Vreau să spuneți că nu sunt capabil să constata singur cine merită și cine nu? Domnule, eu încă o dată spun, conform dosarului depus și cele depus și declarații de afirmați că nu știți și semnați. Spunând chestia ca să vin eu să vă spun, doamne, cunoști oameni din sat, știi fiecare ce face. Dar eu nu mă duc pe șantier, nu mă duc nicăieri, eu iau dosarul, eu conform documentelor, POPESC îndeplinește condiția. Dacă aveți altceva de spus, hezitați. S-au făcut anchetă socială, s-au făcut două case noi în curte și ajutor social, făcut, cu tractor și cu mașină și cu toate? Da, dar pânzamă că n-ați făcut, nu s-a mâncat degeaba asta doi ani. Nu, eu n-am stat degeaba. Am făcut mai multe. Da, mulțumesc, domnul Bogdan. Așa, bun, mulțumesc. Mulțumesc. Păi ca să știi că da, ai nu. Dreptate, omule, da. Ai dreptate. Ia. Aici o litură mai mare. Câți litri de benzină am aprobat în Consiliul Local pentru mașina? Nu știu. Cum să nu știi? Dar eu cred că, auzi, eu cred că ce parcurs, în ultimii, în ultimii doi ani, domnul Bogdan, dacă dați voie, să-ți dau voie să fac cu documente. Când a venit curtea de conturi, mai trecut pe mine. Acolo, domn Bogdan răspunde. Unde, domnul? Eu am zis așa ceva? Nu, doamna de la... De la Curtea de Conturi. Domnul meu, dar erați viceprimar 2016 până în iunie, dar ce vrea să răspundă? S-am arătat ce scrie aici. Hai, m-am spus, eu cred, vă pot demonstra cu urtii, este cel mai mic consum de motorină din ultimii ani. Dar oile alea care se cer bani s-au pus la socotelă. Deci e una motorină care oile mai decontează și depune. Nu, hai domnul, da. Bun, hai să venim la discuții. Domnul, am rămas sus. Că s-au făcut urcări în cimitir, au făcut clopotarul, da? Așa. Și din întâmplare, eu am întrebat pe acolo, da, ce faci? Păi, da, benzina cine ți-o dă? Eu, de la mine. Da. Păi nu solicită nimeni, domnule. Cum să nu solicită? Da, în fin, au fost echipa noastră. Nu se achiziți, domnul primar, nu se achiziționa, se-a dus omul de aia și i-am dat benzina înapoi. Sunt echipa noastră care ajunge acolo. Dar hai să revenim. Tantul pentru apă, da, noi am făcut câteva. Ai văzut ce e în cimitirul ăla? E pădure. E, a fost acolo cei de la... E pădure. E pădure, nu e altul. Norocul clopotarul, vă spun. Haideți să revenim. Șanțul pentru apă. Da, noi am făcut acolo un mic șanț. Nu ne dă voie, noi am vrea să facem la doamna vicinie. Haideți să nu intrăm în polemic. Nu asta pe teren, tu stai... Domnul Bogdan. Nu asta este rolul Consiliului Local să intrăm în polemic. Haideți să vă spunem. Ba da, trebuie să spunem. Ok. Domnul Bogdan. Ce nu-ți convine? Lăsați alegătorile cu ceva cu ceva cu ceva. Hai să mergem să vă spunem. Haideți să nu mai atacăm la persoana. Șanțul de apă. Da, noi am făcut niște șanțuri. Din păcate, nu așa cum ne-am dorit. De ce? Pentru că sus este un drum de nu știu dacă are 2 metri. Deci tu pe cucuiet, nu știu dacă are 2 metri, are poate, dar mai mult de 2 metri. Ca să facem o... Au fost, domnul Bogdan. L-am făcut eu, l-am îngustat eu. Dar zice și asta, ziceți că și asta. Cât au fost viceprimar, da? Cu jos să știi că a făcut șanț și pe stânga și pe dreapta, până la stejar. Îl aducem pe bujor viceprimar. Păi să-l aducem. Așa, blocurile de vânzare. Da, în principiu, da. Și eu sunt de acord cu situația asta. Problema este că situația canalizării va cădea. Tot pe Consiliul Local. Asta vreau să vă explic. Mi-a numit greu să fac o cerere către mediu. Dar da, domnule, poți revenim cu vitanjare și ce putem face cu soluția locală. Nu putem așa să dăm un altul cu securi așa. Domnul primar, acolo se vitanșează, îmi dați voie. Se vitanșează de câte ori este nevoie și plătești, le folosesc fosele, nu plătești cu soluția. Ca să facem blocuri la vânzare, situația e destul de... Sunt o parte care sunt vândute. Sunt. Cum este asta? Așa o știm, dar nu mi-a dorit. Nu viu eu să spun acum ceva care nu... Bun, sunt patru blocuri, patru apartamente, vândute, cinci apartamente. Problema este, trebuie făcută carte funciară și trebuie făcută să le putem vinde, dacă să stabilim o anumită sumă în Consiliul Local. Demersurile sunt începute. Deci... Deci dumneavoastră. Da, am văzut eu, o parte din documentație, dacă... Da, nu, ați văzut documentația pentru cei care sunt proprietari, nu pentru cei care sunt închirii. Deci... La, să nu le spun proprietar, chiriașii de acolo, unde a convenit prețul pe care a venit fostul primar. Dar tu nu ai pe încă o dată. 50.000 de lei, nu știu, eu așa țin, nu eram în Consiliul Local, dar știu că... Păi da, tot Consiliul Local stabilește până la urmă. Păi tocmai, să revenim cu problema asta. Da, domnul Sali, copii la vedință, atâta timp cât
nu proiectul și aici cred că am răspuns și dumneavoastră, proiectul tehnic nu o să iasă doar, dar în cazul în care o să mai avem timp până la sfârșitul anului, da? Asta în funcție de cum este proiectul tehnic, o să meargă copiii la grădiniță la Recea. Dacă nu, o să rămână în continuare la grădiniță la Răcătău anul ăsta. Ai, na. Bun. Da, lumea poate vorbea cu ce vrea. Domnul primar, să nu întrerupă. Haideți. Da, repararea cazului. Vreau să lăsăm dacă terminat. Era gălăgei mare. Pompă la bază, mă spus. Exact așa. Acolo trebuie luată o pompă, că am înțeles că e trecată, trecată tare de tot. Nu am făcut noi constatarea și o să găsim fondurile pentru a înlocui. Asta acolo chiar înlocuită trebuie. Nu mai merge reparată. Deci, da. Domnul primar, eu nu sunt da. Răspunsul care de ce, domnul? Pentru ce? Nu mi-a spus doar, s-a făcut ceva. Dacă în caz de ploaie zona asta, Horgeș, da, domnule, v-am răspuns, dar nu. Deci am făcut un șan, nu știu ce mi-ați mai spus. Deci este ceva care să ne protejeze cât de cât zona. Este făcut un șan. Un șan. Dacă nu adânc, recunosc chestia asta, pentru că riscăm să se întâmple accidente. Nu avem unde să-l facem. N-avem unde. Ai gata, recunoști tu cu bunurile. Haideți să alegem președinte de ședință pentru următoarele trei ședințe. Cine vine cu propuneri? Cu doamna asta vine cu propuneri. Deci domnul Căstucămitic. Da. I-a luat. S-a vins Simona. Altă propunere este? Dacă nu este altă propunere, votăm pentru doamna Savi Simona președinte de ședință pentru următoarele trei ședințe ordinare. Cine este pentru? Cine se împotrivă, cine se abțină. Mulțumesc pentru participarea la ședință, o zi bună. Vedeți că aveți o atâiere, vă mulțumesc. Nu, 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 n